Eu am fost pasionat de presă de când mă știu uh, și pentru noi, la momentul respectiv, uh, instituții de presă precum, nu știu, New York Times sau BBC sau uh, uh, Le Monde sau lucruri de genul ăsta erau uh, etalonia. Dacă venea unul și spunea eu sunt, eu lucrez la BBC, am ah, luat piuitul, mi se mai. Având și un ochi critic față de ceea ce admiram atunci, că de fapt despre asta e vorba, pot să văd fisurile, slăbiciunile și uneori chiar putregaiul de acolo. Publicul român este ipocrit când spune pasă de cultură, vreau cultură, trebuie cultură, ne trebuie cultură, fiindcă după ce spune asta, întoarce spatele culturii. Nimeni nu poate să-ți bage cultură în cap când tu mergi pe stradă și te gândești la altceva și treci pe lângă o librărie și n-ai măcar curiozitatea să intri odată la 2-3 luni să vezi măcar ce a mai apărut nou. Comunismul se întoarce în versiunea high-tech, în versiune, high versiune 2.0. Eu n-am niciun dubiu, uite apropo de asta, o să spun ce... Eu n-am niciun dubiu că lumea, lumea noastră, România dar poate și el va experimenta încă o dată comunismul eu mă rog la Dumnezeu nu fie în timpul vieții mele că m-am săturat, am avut o dată, mulțumesc dar n-am niciun fel de dubiu că asta se va întâmpla e adevărat, nu, nu va mai fi cu luptă de clasă, nu va mai fi cu uh, va fi cu TikTok cu tabletele, cu toată lumea merge acolo toată lumea se îmbracă așa toată lumea zice așa Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, bucuros de revedere. Invitatul meu de astăzi este un vechi camarad și coleg de facultate. Licențiat în drept, fost asistent universitar, fost consilier guvernamental, fost parlamentar, fost consul general al României la Chicago, actualmente avocat membru al Barului București, vicepreședinte al Societății de a, Studii de Drept Natural și Analize Normative și redactor șef al prestigioasei reviste culturale Dilema Veche. Sever Voinescu, bine ai venit! Bine te-am găsit, Florentin! Îți mărturisesc că am așteptat cu bucurie și cu interes întâlnirea noastră, pentru mai multe motive, să știi, mm -hmm. În primul rând pentru că ești redactor șef al uh, acestei reviste de prestigiu pe care eu o prețuiesc și am prețuit-o de la înființarea ei și în ale cărei pagine am avut uh, privilegiul de a publica eu însumi numeroase texte acum ceva vreme. În al doilea rând pentru că ne leagă o faină amiciție, ne leagă... vechi. Uh, istorii ale tineriți, tinereții relativ similare, ne leagă o apartenență... Era în secolul trecut. Tot ce vorbești tu acum era în secolul trecut. De adevărat. Da. Ne leagă o apartenență la aceeași generație, da. uh, ne leagă um, amintiri faine din timpul facultății, statutul uh -huh. de coechipier la Brigada, Brigada artistică, artistică e una simt. dintre ele, uh, ne leagă viziuni comune referitoare la subiecte importante din zona istorico-ideologică, despre tarele regimului comunist, diferențele generaționale, valoarea culturii și educației în formarea tinerilor, rolul fundamental al științelor umaniste în această uh -huh. formare adeziunea uh, la uh, religie și valorile creștin ortodoxe, și uh, în general viziuni conservatoare pe numeroase subiecte. Așa pe de altă parte, există teme și subiecte asupra cărora noi avem viziuni uh, nu tocmai similare, ca să nu zic divergente. Iată eu cred că sunt suficiente premise pentru un dialog fain și at atractiv pentru cei care ne privesc. Și uh, îți amintești că înainte de, a, de, a, de întâlnirea noastră tu mi-ai trimis un mesaj în care îți exprima interesul de a vorbi despre uh, subiecte precum cultura, educația, presa, mm. nevoia clarității morale, te citez, și cu îngăduința ta eu aș adăuga pe listă, dată fiind formarea ta de jurist și de fost diplomat, teme care țin de justiție, de... Istorii contemporane Stă... și de, să zicem, starea națiunii. Sunt gata, ai stabilit o agendă vastă. Sper să o parcurgem, în fine, cu folos, mai ales pentru cei care ne privesc, pentru că plăcerea mea și a ta e clară. Așa că, în ceea ce ne privește, întâlnirea asta e deja o reușită. Sper că și cei care ne privesc o să înțeleagă la fel. Sunt absolut convins. Sever, înainte de a intra în pâine, însă. Aș evoca o declarație pe care tu însuți ai făcut-o într-un interviu dat cu ceva vreme în urmă la RFI, în care spuneai că ai privit cu foarte mare interes anumite destine, anumite personaje, înainte ca ele să intre în exercițiul unei funcții publice. Uh -huh. În timpul exercițiului respectiv uh -huh. al funcției publice și după aceea. Uh -huh. Și acum, dată fiind calitatea ta de fost evocată în introducere, da, da. prima mea curiozitate, cum este Sever Voinescu după ce a trecut prin atâtea săl de fitness ale, pute ale, ale puterii politice? Da. Cum este el astăzi față de Sever Voinescu înainte de acest traseu? Bine. Uh... E, e provocatoare întrebarea ta, dar o să spun un singur lucru, pentru că nu-mi dau seama, poate că mai degrabă ceilalți trebuie să, cei din jurul meu trebuie să răspundă la întrebarea asta, dar eu pot să spun ceva, sigur. După ce am trecut prin experiențele politice și diplomatice și administrative la nivel central, să spun, pot să spun că nu mai am iluzii. Adică, eu zic așa, poate că cel mai important folos al acelor ani, nu au fost ei foarte mulți, dar în orice caz intens, și s-a întâmplat să fiu în funcții și în conjuncturi importante și chiar să a asis la istorie cu imare. E, cred că cel mai important lucru care s-a întâmplat și care mă diferențiază pe mine cel de azi de cel de acum, să spun, nu știu, 20 de ani, este că nu mai pot fi păcălit. Adică, văd niște lucruri, văd la televizor ceva, citesc o știre despre ea, aud un om politic care face o declarație, văd o dezbatere politică la televizor sau în ziar sau mai știu unde, și nu mai fug după Fenta. Pentru că am văzut. Nu pot să spun culisele dar am fost acolo când multe din lucrurile care ieșeau și care se vedeau. Erau, de fapt, un fel de, cum să spun, de cod, sau mai degrabă un fel de mistificare a unei realități din spate. Și unul din lucrurile pe care le-am sesizat este că de fiecare dată codul e același, mistificarea e de același gen, astfel încât, dacă, să vorbesc pe românește, dacă ai prins o odată, nu, nu, nu mai poți fi păcălit. Și cred că asta este mare diferență, nu mai pot fi păcălit. Dăm un exemplu de fentă, după care te-ai dus în junimea ta. He. Păi m-am dus în junimea mea de pildă, îți dau un exemplu, m-am dus foarte tare și cu multă pasiune după Fenta, era la modă pe vremea aia, îți amintești, și tu, antisecuristă. Când luptam toți cu securitatea și securitatea era ceva odios și era așa chiar un fel de, cum să zic, de fervoare de a identifica securistul de a-l demasca, de a înlătura securistul din mijlocul grupului care nu-i așa, era ca un fel de măr în care era un vierme dacă era, toată chestia aia. ți -a că și noi eram studenți în facultate când a venit Revoluția și atunci au fost câteva momente pe care astăzi le prive, sigur și cu un pic de amuzament dar le înțeleg. Însă pe parcurs am fugit mult după fenta asta. Și după aia, când s-a întâmplat să fiu în interiorul mecanismelor, mi-am dat seama că a fost o mare fentă, și de câte ori mai aud azi lucruri de genul ăsta, sigur nu mai sunt securiștii de ieri, astăzi, pentru că a lucrat biologia. Nu că am fi avut noi. Vreau, cum să spun, a fost vreo politică de human resources, să zic așa, la nivel guvernamental, să curățăm aparatul. Nu, a lucrat biologia, oamenii care erau, nu știu, aveau funcții importante și aveau 50 de ani în 1990, nu mai sunt azi și gata. Bun, e altcineva. Însă, a rămas securismul. Și e un fel de securism fără securiștii ăia, și uh, acum, după asta, nu mai fac. Pe de altă parte, însă, cred că sunt un pic echilibrat în asta, fiindcă nu sunt, sunt departe de a fi un conspiraționist. Și sunt departe de a crede că absolut tot ce mișcă este rezultatul unor păpușari care undeva nevăzuți trag de, uh, uh, trag de ațe și păpușile reacționează. Uh, și nu sunt conspiraționist dintr-un singur motiv. Am văzut cu ochii mei cum diverse lucruri erau puse la cale în spatele, să spun, ușilor închise și totul părea impecabil și planul era clar și bă, butoanele erau verificate și așa. Și, și, la urmă, n-a ieșit. și n a ieșit, ieșit dintr-un singur motiv? Fiindcă în altă cameră, altcineva făcea complotul lui. Și, pe parcurs, astea s-au ciognit. Da. Și lucrurile evoluează într-un mod, cum să spun, cu totul neașteptat, și, în general, din, uh, ce, sunt mult mai multe comploturile care n-au reușit decât cele care au reușit în istorie. Pe urmare, după FENTA cu securiștii și cu aia nu mai fără. Ajungem și la conspiraționism și la da. inserările de planuri uh, și comploturi. Până acolo, mi-am mi -am ducă aminte de o fentă După care eu am, am plecat, eram în anul întâi de facultate, proaspăt, uh -huh. cred că mai povestit asta odată, când a venit noi uh, uh, um, învingători într-o revoluție anticomunistă, uh -huh. uh, foarte plin de noi și foarte revoluționari. Îți <gătări> <gătări> <-a> duce aminte. <gătări> și a venit odată. nu să înțeleg, aveam 19-20 de ani adică... 19. Bă, an, da. Da. Erau și bine, eram bine. în anul întâi tu erai în anul 2, da. uh, colega ta, nu, Lu Lucea Preda. Da, era un an mai mare. Un an mai mare, da. o salutăm pe Lucia, da. dacă ne urmărește, da. era șefa aligii da. studenților și a venit la țin minte, și acum în avitatul nostru și a zis, dragi colegi, să trage în frații albanezi noi când am auzit da. asta, că să în frații da. albanezi, ne-am organizat e, pe loc, ea, a, fost a fost o revoluție ad hoc, ne-am dus în fața ambasadei Albaniei și am început să scandăm, era zăpada era de un metru, era undeva în februarie 90 și am început să scandăm și să protestăm împotriva actelor de vandalism la adresa studențimii re, re, re. din Tirana Așa. și scandam cu din toată forța noastră din toată forța inima noastră, da, 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 noastră da, da, Ramizalia da, ai da, distrus da, Albania da, 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 da. nu trageți în frații așa. albanezi și ieșea un din spate oh, da, și spunea domnule, nu se trage, trage. Dumne, nu e nu e nimic. Da. Și noi ziceam: huh oh, Așa da, zicea și da, Ceaușescu. Ceaușescu da. La Timișoara, cei 60.000 de de morți da, da, și da, cu... da. tot așa contesta și el nenorociților trageți în albane și făceam un rond acolo, ne-am da. udat la picioare, scandam, ieșea da. da. iar ne potolea, iar îl huiduiam, pentru ca într-un final, să plecăm ră, ră, la cămin în frigurați da. Da. și a doua zi, colegul nostru Relu, prietenul Relu, a venit da. în, în, în dimineața la cafea și a zis, băi, ați auzit de fapt că ați, am ascultat astea la da. Europa Liberă, da. știi ce s-a întâmplat? Un grănicer a tras un foc de avertisment da. la granița da. dintre Albania și nu știu da. cine. Asta era tot. Toată tot văr vărsarea de sânge era un, un acum, exemplu de plecare după fel. să spun, și au mai fost multe, de, de acum, în timp ce, ce vorbești, mi-am să aminte de pildă. Uh, un alt <fans> <tirar> exemplu de... de nu o să epuizăm acum, sigur, discuția noastră cu micile noastre. Cum să le zic? Momente de prostie sau de nu știu cum să spun, de naivitate, știi? Din, din tinerețe. Dar uh, o să mai evoc doar unul. Și anume, uh, uh, acest tip de, de uh, admirație totală, radicală, pe care îl aveam pentru uh, Europa Occidentală. Uh, și ceea ce pentru noi însemna, nume, tot ce se întâmpla acolo și tot ce venea de acolo era un model, era ceea ce noi ar fi. am fi vrut la nebunie să fim exact așa, dar uite, vezi, istoria ne-a făcut să nu fim și așa mai departe. Uh, și vreau să vorbesc în mod special despre presă, eu am fost pasionat de presă, de când mă știu uh, și pentru noi la momentul respectiv uh, instituții de presă precum, nu știu, New York Times sau BBC, sau uh, uh, Le Monde sau lucruri de genul ăsta, erau uh, etalonia, dacă venea unul și spunea, eu sunt, eu lucrez la BBC îmi lua piuitul mi se părea mai E, astăzi, când au trecut anii, am citit, am văzut, am. Uh, uh, nu doar că nu mai am tipul ăsta de admirație pentru structurile astea de presă, dar uh, am mari îndoieli de câte ori citesc. Adică primesc ceea ce citesc, de aici citesc în continuă, evident, dar cu foarte mare reticență, cu, 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 cu îmi pun zeci de întrebări. Uh, și fiind acum având și un ochi critic față de ceea ce admiram atunci, că de fapt despre asta e vorba, uh, pot să văd fisurile, slăbiciunile și uneori chiar putregaiul uh, de acolo. Deci mă iluzionesc că odată nu mai pot fi păcălit și a doua cred că sunt mai lucid și mai temperat în admirația și în multe din lucrurile astea pe care le aplaudam. Uh, dar cred că sunt și altele în care am rămas la fel subscriu pentru că tot ai, ai pomenit subiectul presă uh -huh. pe care l-aveam pe agenda uh -huh. ți-aș propune să vorbim puțin de presa te românească rog, da. uh, să te întreb cum vezi tu starea presei românești la ora asta și uh, în, în, în acord cu tine admirația noastră pre, pentru presa numită mainstream occidentală a fost și ea o plecare după, fe, după, după, da, după Fentă da. Uh, cum vezi tu uh, la ora asta uh, apetitul presii locale pentru uh, un soi de provincialism uh -huh. și pentru sub, non-subiecte și uh -huh. în detrimentul marilor teme care frământă uh, contemporaneitatea noi avem, noi avem pe agenda a lumii de astăzi o sumedenie de subiecte care sunt fie ignorate voluntar, fie trecute sub covor din, nu, ș, nu știu, urmează să-mi explici tu, fie răstălmăcite de presa locală. Și am în vedere aici, când spun de mari subiecte, vorbesc despre, despre temele care frământă uh, contemporaneitatea, despre, nu știu, hai să, cu titlul de exemplu, despre agenda a 1-2030, despre dezbaterele din jurul Marii Resetări, despre potențiala viitoare restrângere de drepturi și libertăți, despre uh, toate acele obiecte ale lui Sustainable Development mm -hmm. orașul de 15 minute, schimbarea regimului mm -hmm. alimentar. <s Elliott> Modificările pretinsele, modificări climatice. Politicile transhumaniste, politicile de, de, de hipersexualizare infantilă, toate. Inteligenței impactul inteligenței artificiale, ]right. sunt subiecte care sunt subiecte cu majuscule, sunt FigUR. subiecte Așa imense. Ori presa locală. Bag sama, își dedică peste 80% din atenție unor, unor, unor teme, nu zic triviale, dar foarte apropiate de zona trivialului și a senzaționalului sau a disputelor interne care sunt sterile până la da. urmă. După părerea mea, lucrurile în România sunt acum. În general, presa în spațiul ăsta, să spun, spațiul libertății, că vorbim, vorbim numai despre presă într-un spațiu al libertății de exprimare, că altfel nu are sens. Nu? Deci vorbim despre zona europeană, America de Nord și așa mai departe. Uh, presa, în general, a suferit uh, această, o provocare extraordinară și o lovitură extraordinară odată cu apariția ceea ce se cheamă social media, adică cu un tip de presă pe care nu mai fac jurnaliști fac oamenii. Mergi pe stradă, vezi ceva și scrii. Nu mai contează dacă e adevărat sau nu, dacă tu ce scrii acolo are nerv și dă tare în ceva ce se întâmplă să supere și pe alții, ai, ai, ai poți să devii instantaneu uh, un star de presă, în sensul că poți să fi citit într-o zi și poate și a doua zi de uh, sute de mii de oameni cu impresia ta. Prin urmare, presa nu mai fac jurnaliști. Ama, uh, jurnaliștii de meserie și presa, să spun, profesionistă, a ales, vorbesc de românici, a ales să se adapteze. semnă în ce? Semn să facă ce face media socială. Uh, de altfel, pe mine mă amuză, sunt foarte multe publicații în România care reiau chestii de pe, de pe Facebook și zic așa, uh, Cutare a zis că și un articol întreg ce au zis internauții, adică oameni ca mine și ca tine care intră acolo și comentează și ei. Aia devine subiect de presă. A zis unul că... A zis sau citesc prin, prin, printr-un zi, ziare de mare circulație, în fine, câtă mare circulație mai mai asta. Zice așa, zice, uh, uh, o tânără din Suedia a venit în munții Carpați și iată ce a văzut. Ăla a devenit titlu de presă. Acu 20 de ani, acu 30 de ani, ce zicea un privat despre părerea lui despre munți, nu putea intra în presă. Astăzi intră. Deci asta, asta, arată un pic trivializarea despre care vorbești. Efectul principal aici este că totul cadă la un nivel de mediocritate și că începi să cauți oameni care livrează la acest nivel, cu alte cuvinte, nu mai cauți în redacții oameni citiți, oameni interesați, oameni care au în spate un background informațional și care pot să, nu știu, să analizeze așa. Și Încep să cauți oameni care îi livrează aniversări. Îi plătești în consecință, iar în România unul dintre cele mai rele lucruri care s a întâmplat, vorbesc acum ca fenomen, este că de la un moment dat încolo presa nu s-a mai putut închide ca business. Cu alte cuvinte, presa nu, a mai put, nu mai poate exista prin ceea ce vinde. Ea ce vinde? Ea vinde, să spun, produsul propriu-zis la chios sau pe internet când intri și dai 2 lei să citești un articol și spațiul e de publicitate. Suma acestor două venituri, categorii de venituri, nu mai acoperă costul unui, nu știu, unei reviste, unei, unui lucru serios de presă. Și atunci, cineva, de regulă patronii, trebuie să înceapă să vină cu bani de acasă. Ca să aduci banii de acasă sau ca să aduci alt, alt gen de bani acolo, trebuie să începi să faci anumite jocuri. Și atunci presa... A început, a acceptat, vorbesc de instituții diferite de presă, să joace rol de ciocan în mâna cuiva care plătește pentru asta și îi asigură supraviețuirea. Și atunci abdică de la povestea cu. cu de la ceea ce trebuie să fie presă. Din perspectiva asta, ar trebui citită și atitudinea presei în legătură cu evenimente recente care au marcat evoluția Sigur. societății Clar. noastre Clar. și am în vedere știi, ultimul deceniu trăit de noi a fost marcat printre altele de două aș poate că exagerez când îmi propun să sistematizez, dar două fenomene cu real impact. Primul dintre ele a fost pretinsa luptă împotriva corupției a fost o campanie furibundă de, de, de a fenomenului corupție și al, al doilea, recent, a fost uh, uh, între, întreaga politică dictată de criza sanitară, uh -huh. de pretinsa uh -huh. pandemie. Ei, dacă este să am în vedere aceste două, uh, două frământări, uh, presa în general, a avut o atitudine de complicitate. În primul caz, a susținut în mod entuziast această zisă luptă împotriva corupției, iar în al doilea caz, bănuiesc grație, ori din cauza sponsorizărilor generoase din partea instituțiilor publice, a susținut politica oficială, e părere personală de înfricoșare, de intimidare, de impunerea restricțiilor și de uh, strângerea șurubului. E, dragă Florentina, am ajuns și la un punct la care, în care viziunile noastre diferă. Hai să vedem. O să spun întâi foarte rapid cum văd. Eu, eu nu, văd că, nu cred că a fost o pretinsă luptă împotriva corupției. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat și putem trage astăzi linie după atâția ani, putem spune că a fost ceea ce, din punct de vedere judiciar, evident că e un scandal. A fost un amestec de vinovății și de nevinovății. A fost un amestec de uh, uh, soluții, vorbim acum strict judiciar, uh, dar și de, și de campanii de presă. De soluții și de campanii de presă justificate. Pentru că, în această țară, în mod real, s-a furat mult și unii dintre cei care au furat au ajuns după Gradii. Cu uh, aspecte sau cu momente uh, sau cu soluții nedrepte uh, pe care după aia justiția a încercat într-un fel sau altul să le îndrepte și a reușit sau a reușit mai mult sau a reușit mai puțin în fine. Uh, deci eu cred că aici situația a fost mult mai amestecată. Adică n-aș spune a fost o luptă pretinsă anticorupție... Uh, toți aceia care au fost condamnați erau niște îngeri săraci și s-a pus deodată o putere ocultă, nu știu cine pe ei, dar adevărații că nu s-a atins nimeni de ei. Eu cred că, uh, și că tocmai, tocmai faptul că a fost atât de amestecat o face și foarte dificil de analizat uh, ca fenomen. 1. În legătură cu presa și aici, totuși, uh, eu îmi amintesc că cel puțin la un moment dat, și vorbesc să spun despre anii 2011, 12, 13, majoritatea presiei era mai degrabă critică și foarte dură cu ceea ce tu numești lupta anticorupție, sau noi numim lupta anticorupție. Eu nu mi amintesc decât aici, colo, câte un site, câte o televiziune, care în general era locul șase în, în rating, să fi susținut, cum să spun, cu spirit activist lucrul ăsta, din potrivă. Eu mă amintesc că, cel puțin, repet, în anii despre care am vorbit, se crease un curent în presă, major, curentul majoritar de mainstream era împotriva, spunându-ni se este un abuz, totul e un abuz, totul e o păcăleală, totul e o politică și așa mai departe. Prin urmare, aici eu văd altfel lucrurile. Iar în ceea ce privește pandemia și acolo am o reticență. Eu știu tot discursul ăsta cu, cum să spun, dorința unora puternici de a ne lua drepturile, de a ne, și așa mai departe. Eu am o singură întrebare aici. Domne, dacă oamenii cineva, a făcut toată nebunia asta cu COVID-19 ca să ne sperie și noi speriați să cedăm drepturile, nu că înțeleg că asta se atunci nu ne explică nimeni cum Dumnezeu de puterea aia ocultă ne-a luat drepturile și după un an jumate ne-a dat înapoi. Pentru că din analiza mea, cât înțeleg și eu, astăzi, în 2023, în materia drepturilor noastre, noi suntem cam cum eram în 2018 19 Nu e nimic mai puțin. Nu, nu, eu nu am sentimentul că, de pildă, nu știu, călătoresc sau vorbesc sau mă întâlnesc cu tine sau cu alții altfel în 2023 decât în 2019. Atunci putem spune, fie că complotul ăsta să ni se ia drepturile n-a existat, fie că a fost atât de prost făcut că a ieșuat una, una din alta, o, oricare din ele. Dar oricum, să zic așa, rezultatul e mult mai pozitiv, că până la urmă e, contra... poate că nu e așa, poate că cum să spun, rafinamentul tău juridic găsește lucruri pe care eu Deși jurist, dar nepractician, nu le mai văd. Dar vreau să spun ceva. Eu nu am sentimentul, repet, astăzi că drepturile mele față de ce era în 2009, nu față de ce era în pandemie. Nu, față de ce era înainte de pandemie, sunt diminuate vreun fel. Da, sever. Cred că opiniile noastre, într-adevăr, sunt oarecum divergente uh -huh. pe subiectele astea, și o să încerc să răspund. Te-am ascultat cu atenție um, și aș reveni la primul subiect. Când am zis că uh, lupta anticorupție a fost o pretinsă luptă anticorupție, aveam în vedere odată o plasare în timp, ultimul deceniu, n-am -am în vedere ceea ce s-a întâmplat înainte de 2012-2013. Am în vedere o campanie furibundă care a avut în epicentru acea celebră demonstrație uh, împotriva pun ghilimelele acum, legiferărilor uh, toiul nopții ca hoții, uh -huh. a lui uh, ghilimele în continuare Dragnea Hoțul și corupții la pușcărie cu ei. Uh -huh. uh, cred că în acea vreme, am spus, presa a fost complice pentru că a ignorat cele mai elementare norme care vizează statutul persoanelor acuzate, și anume prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare. Presa a fost complice prin faptul că a prezentat acuzații într-o manieră care să permită opiniei publice să le pună eticheta corupt, la pușcărie, nenorocit, să te mănânce uh -huh. uh, temnița. Uh -huh. Sever, eu nu spun că n-au existat uh, irregularități hoții, încălcări ale legii, acte de corupție. Din potrivă, sunt de acord cu tine că am fost martorii unor unor numeroase asemenea irregularități. Însă, maniera în care au fost instrumentalizate acele anchete, în multe cazuri, a lăsat foarte mult de dorit, iar presa, repet, are partea ei de vină în a, în a mediatiza în exces uh, ancheta judiciară. Cât despre al doilea subiect, pretinsa pandemie, tu pare să sugerezi că nu există un terțium, Că terțium non datur. Că ori a fost un exercițiu ratat, adică au vrut să ne ia drepturile. Ori n-a fost. Ori n-a fost, uh -huh. din două una. În ceea ce mă privește, sunt de părere că a fost un experiment a fost un exercițiu de inginerie socială și de manipulare la nivel planetar și care, da, a fost și un test pentru pregătirea populației pentru eventuale viitoare măsuri similare. Și uh, cu îngăduința ta o să, o să citez un text care, este, care ți aparține, care a fost publicat în revista pe care o conduci și în care tu spui că, uh, pe un ton uh, destul de sarcastic, vorbești despre acea vreme cu referință la o dictatură. Desigur, zici tu, cu un dictator neclar, pentru că era un dictator colectiv, greu de identificat, eterogen. Compus, continui tu, din mogulii farma care i-au cumpărat pe doctori, pe unii, nu pe toți, pentru că printre cei care luptau cu dictatura erau și doctori, vârfurile stângii progresiste, antitrampiști, sorosiști, globaliști, anticreștini, ceva corporații și desigur alte elemente oculte. Acest grup dictatorial, pe cât de neclar, pe atât de eficient, ne aruncase direct în distopie. Ironia se subînțelege, desigur. Da, da. În închisorile apartamentelor noastre se scriau eseuri ample, ca să se stabilească de dacă ceea ce ni se întâmpla, lockdown, distanțare, restricții de deplasare, etc., aducea cu Orwell sau, mai degrabă, cu Huxley. Oh, Huxley da. Și stau să întreb două lucruri. Unu, dacă nu ți se pare că sarcasmul tău este deplasat, uh -huh. și doi, dacă nu ți se pare că erau necesare în acele vremuri Reale ședințe de dezbatere publică, organizate chiar la nivelul elitelor naționale, despre drepturi, libertăți, restricții. Uh -huh. Mi-aduc aminte, fac o mică paranteză și o închid yeah. imediat, că intelectualitatea românească a fost extrem de atentă și foarte severă cu colaboraționiștii sistemului comunist. Uh -huh. Intelectualitatea românească a denunțat acești colaboraționiști, uh -huh. a elogiat pe bună dreptate dizidenții, a, 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 a scris a, 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 a bibliotecii întregi despre libertate și măreția ei, despre, despre dizidență și curaj. Cum de dintr-o dată, Uh, acele sloganuri ori învingem ori murim libertate te iubim cântate în piața universității au fost aruncate la coș, toată lumea s-a încuiat în casă și dezbaterile publice pe subiect, pe un subiect atât de important precum drepturile și libertățile cetățenești au fost lăsate în uh, undeva la o notă de subsol mi se pare interesant, să spun foarte rapid un gând, mi se pare interesant că am, cumva am lipit aceste două subiecte, știi, chestiunea asta cu anticorupția și cu ce s-a întâmplat în anii aceia și povestea cu pandemia. Pentru că, într-un fel, a doua a succedat primei foarte repede. Și, într-adevăr, societatea românească le-a primit pe amândouă, cum să spun, într-o succesiune așa uh, uh, rapidă. Acum, Revin, eu cred că la primul subiect, cel legat de, de anticorupție, fără îndoială că ai dreptate, lucrurile au evoluat în timp. Și dacă cineva ar face o dată istorie, să știe, chiar cred că ar merita să cineva să se încumete, să scrie istoria cât se poate de veridică acestui, acestui deceniu sau cum să spun, acestei perioade. numită, să zic așa, campania anticorupție, cât a existat ea. Uh, uh, eu cred că uh, unul depinde de ce presă vorbim pentru că a existat o presă cu imensă audiență care a făcut ceea ce presa cealaltă la cea la care te referi tu făcea cu uh, inculpații uh, călcându-le realmente în picioare și sunt de acord uh, toate drepturile pe care în realitate un sistem de drept civilizat le acordă unei persoane în asemenea situație ce exact același lucru cu procurorii și judecătorii. Da, exact același lucru. Prin urmare, eram într-o perioadă nebună. Ce interesant este că oamenii văd în funcție de experiențele lor personale. Și aici chiar au dreptul să se comporte așa. Fiecare vede mereu partea cealaltă și niciodată nu vede partea cu care e solidar. Uh, pentru că nebunia întregii perioade n-a fost o nebunie numai dintr-o parte adică n-a fost o parte a societății cuprinsă de, de, de un delir sângeros și partea alaltă era lucidă și încerca să... nu a fost o cafteală uh, în piața publică care și uh, spun acum ceva esențial, care de fapt a mărturisit în momentele ei de eșec, fiindcă au fost momente clare de eșec, clare de eroare uh, de abuz în momentul ăla am mărturisit uh, ceva ce este odios și adevărată venin care poate distruge un sistem judiciar într-un stat de drept, și anume politizarea, amestecul politicului. În momentul în care politicienii folosesc instrumentele judiciare ca să-și regleze treburile între ei. Asta s-a întâmplat în România cu toți, nu există nevinovat în chestia asta. Bun, poate, nu știu, unii sau alții care s-au născut ieri, dacă au ajuns deja în politică, dar nu există nevinovați în chestia asta. Toți cei care, într-un fel sau altul, au avut influență, vorbesc de partea politică, în țara asta, într-un fel sau altul au încercat să folosească instrumentele judiciare ca să-și rezolve răfuielile de natură politică sau chiar răfuielile de afaceri. Asta s-a întâmplat și a fost groaznic. Iar în ceea ce privește. și presa aici, iarăși a fost împărțit. Iar în ceea ce privește partea cealaltă, eu am scris articolul ăsta, în fine, într-o perioadă în care noi toți eram, cum să spun, hai să spunem pe românește. Man, noi eram speriați. Unii erau speriați de boală. Alții, care pretind că nu erau speriați de boală, erau speriați de că li se iau drepturile, că. Eram toți o comunitate, și când spun toți, cred că toată planeta, eram o comunitate înfricoșată. Putem discuta de ce am ajuns așa, cine ne-a spus, dar așa eram. Și atunci eu rețin asta ca o puternică circunstanță. Noi toți reacționam de frică. Uh, și frica, cum să spun, măcar că îți accentuează anumite reacții pe care le-ai fi avut altfel dacă nu, nu ți era frică. Și uh, eu cred că uh, uh, și aici presa a fost, uh, cum să spun, a dat, a dat, a mărturisit, să spun, nebunia asta. Frica, 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 frica. Oamenii luau, eu astăzi când privesc în urmă, eu trebuie să spun ceva, eu m-am vaccinat și cred că în general așa am înțeles, sau am eu explicația cu ce s-a întâmplat. Era o boală nouă, era ceva de o avergură pe care noi oameni nu, nu, nu și aveam evident reacții în fața unui lucru nou. Nu știam ce e, la un moment dat dădeam cu izoleta, după aia râdeam toți de izoletă, că s-a dovedit a fi inutilă. Uh, puneam uh, mască unii ziceau uh, da, apropo mi-a plăcut foarte multe a scris doar sau trei articole atunci cu norma aia cu că trebuie să tușești în pliu <laughs> cot nu știu cum mai nu mai știu cum îi zice era în plica, plica, plica mi-a plăcut mult articolul ăla da. în fine, așa e deci au chestii de astea care erau totuși Păi da, de ce să tușesc? Dar oare dacă tușesc așa? Bun. Cu, cu, masca, cu să nu fiu mai mult de trei, cu să nu ieșim după 9, dar parcă după 9, nu puteai să, te, puteai să te îmbolnăvești înainte de 9 sau după... Toate nebunile și au fost terori Și De pildă, după părea mea, lockdown-ul ca idee, ca idee, a produs mai mult rău decât bine. Lockdown-ul. Uh, și astea sunt excese care vin din frică și din necunoaștere. Eu nu cred că și astăzi și cu asta închei, cred că nici astăzi noi nu știm foarte bine, de fapt, ce e cu virusul ăsta, ce a fost cu... Cu siguranță știm mai multe decât în ziua întâia pandemiei, dar nu cred că știm tot. Uh, acum în, în, încep cu o mențiune uh, reparatorie. Ți-am citit textele tale și în acea vreme, uh -huh. și în pregătirea acestui dialog, uh, și da, salut poziția ta din acea perioadă, uh, o poziție de condamnare categorică a politicii de închidere în case da, 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 ca, fiind, ca fiind nefastă, cel puțin din punct de vedere economic. Așa. E. Acum revin puțin să răspund punctual la. la, la, la la ce ai spus tu referitoare la cele două planuri. Uh -huh. În primul plan vreau să menționez că există, să știi, o analiză, nu i-aș spune exhaustivă, dar după părerea mea cea mai completă analiză a fenomenului numit lupta anticorupție uh -huh. în România făcută de un confrate jurist, un magistrat, judecătorul Ioan Popa, care face o analiză extrem de laborioasă, foarte bine documentată, foarte bine sistematizată și foarte bine scrisă despre întregul fenomen. -am știut, nu am curios, Noaptea da? dreptății românești, cred, îmi cer scuze uh, uh, autorului dacă citesc greșit acest titlu. În al doilea rând, cu privire la, cu privire la Frica care ne-a par ne paralizat în perioada pretinsei pandemii și spun pretinsă pentru că niciodată nu să accept că noi putem schimba sensul cuvintelor în timpul jo jocului, cum regulile nu se schimbă în uh -huh. timpul jocului, nu schimbăm sensul unui termen după cum ne convine sau nu contextul. Nu a fost o reală pandemie în raport cu definiția existentă în momentul apariției fenomenului. Ce a fost. Nu a fost o pandemie, definiția nu era. Nu, acopera. nu acoperea. A fost necesară modificarea definiției pentru a o încadra în pandemie și prefer aceste ghilimele. În perioada respectivă, înțeleg uh, explicația ta: frica e paralizantă și frica, cum zic latinii, creează uh, uh, zei. Mm -hmm. uh, și uh, au, au fost seminii noștri, concetățenii noștri au reacționat uh, foarte uh, haotic, cum spui tu. De acord. Însă, eu când am în vedere nevoia de luciditate a elitelor naționale, eu de la elitele naționale, pretenția este că totuși ele nu sunt bulversate. Uh, de, de diverse știu orientări, și că țin la repere. Îți dau un singur exemplu. Unul dintre repere a fost Constituția națională, poate cel mai important. Am avut am auzit foarte multe opinii, care spuneau ne, nu pe ei, nu mă interesează Constituția când e vorba de sănătate. Un sofism mai mare da, nici, nu, da. nici, nu, nici nu poate fi... asta e Ima, ca ala cu vreau spitale, nu vreau biserică. În da, loc e, de biserică, spitale. E, da, e o, da. E o, o prostie tipi, uh, un, 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 un reper care uh, nu are rang uh, similar cu cel a atot cuprinzător, precum e Constituția, dar derivă din Constituție, este dreptul sacru la liberă expresii uh -huh. Ori, eu am fost foarte surprins să văd că însă și publicația pe care tu o coordonezi, o conduci, a venit prin diverse voci extrem de rezonante în spațiul public să ceară cenzurarea libere opinii uh, și care uh, cereau vocile respective nu doar cenzura, ci și pedepsirea acelora care își permiteau să fie în acea perioadă ghilimele negaționiști sau conspiraționiști sau antivacciniști și lista poate continua. Uh -huh. Și stupoarea mea vine din faptul că pentru un jurnalist, pentru cineva care este o voce a spațiului public, libera expresie înseamnă materia lui primă, uh -huh. înseamnă practic valoarea supremă pe care el însuși, el e primul pe care care, care trebuie să o crotească. Ori, când el vine împotriva acestei valori, sunt foarte surprins, să nu spun, stupefiat. Și, cu îngăduința ta, da, te ascult întâi și o să-ți citez un text. Bun, acum o să-ți răspund cât, cât cauți textul. Tu știi bine că în orice. să spun, exercitarea oricărei libertăți și oricărui drept are limite. Și tu știi bine că tot sunt Sfânta Constituțiune că ea însă stabilește limite în exercitarea drepturilor pe care noi le socotim fundamentale și aici am o, o discuție cu ce e fundamental și ce nu e fundamental între drepturile noastre. În fine, ce pot să spun este că nimeni de pildă nu se scandalizează dacă, să spun, anumite opinii care se consideră socialmente vorbind sunt dăunătoare corpului social, minții sufletului oamenilor, de pildă, propaganda de tip nazist, propaganda de tip comunist. Toate lucrurile astea sunt interzise după lege și sigur că putem face o discuție dacă e corect sau nu e corect, dar se întâmplă și măcar de principiu acceptăm că există limite în exercitarea libertăților. Bun. Acum, când într-un context de tipul acela, oamenii sau sunt foarte mulți cei care consideră atenție, s-a trecut o limită. Cei care susțin că, deși mor oameni, cei care susțin că nu mor oameni, deși sunt spitalele pline, cei care susțin că nu e nicio pandemie, că nu e nimeni în spital și că, de fapt, acolo e o filmare, un truc și așa mai departe, produc prin genul ăsta de, de afirmații care vin pe fondul unei frici, care evident ridică mereu semne de întrebare și duce la suspiciune, produc mai mult Produc un efect negativ, un efect îngrozitor. Și atunci, au fost oameni care au cerut, cum bine spui, nu doar oprirea acestui gen de, de opinii, ci și chiar pedepsirea celor care le susțin. Ei n-au făcut decât să acționeze prin, prin similitudine cu alte situații de genul acesta, în care noi toți agreem că există limite peste care nu putem trece ale libertății de exprimare în cazul ăsta. Și tu știi bine, există, cred că, sute mii de procese în toată lumea, în toată lumea civilizată vorbesc, de la instanțele cele mai înalte de tip curs supreme, curs constituționale sau CEDO, până la instanțele cele mai mărunte, în legătură cu limitele dreptului de, limitele libere exprimări. Și sunt unele decizii care ne scandalizează, sunt unele decizii pe care le socotim noi, normale și așa mai departe. Ce vreau să spun este că, așa cum spui, vreau să existe o dezbatere în orice chestiune, e bine, trebuie să existe o dezbatere și în materia libertății de exprimare, și el a fost un caz în care unii oameni spun că limitele acestui drept de liberă exprimare sunt, dacă vrei, mai riguroase, mai avansate, mai, 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 rigide, iar alții spun, domne, până la urmă nici nu trebuie să existe limite, fiecare om trebuie lăsat să spună ce îi trece până capă lumea asta. Între aceste două, cum să le zic așa, pretențios vorbim școli de gândire, va exista, există de când e democrație și va exista până când democrația va muri pe lumea asta, va exista această dispută. Noi nu vom ști niciodată unde să așezăm Limita asta. Unii mai sus, unii mai jos. Tu ești, în mod evident, dintre cei care spun, domnule, aproape nu trebuie să existe nicio limită în libertatea de exprimare. Dar sunt alți oameni care spun, în orice drept și în orice libertate trebuie să existe o limită. Și atunci, care e limita aici? Eu vreau aici, tu spui eu vreau aici. Asta e dezbaterea, asta este democrația. Fapt este însă, și cu asta închei, fapt este însă că nu s-a întâmplat, că toate lucrurile astea au rămas la nivel de dezbatere. Eu nu știu pe cineva dintre cei mai radical negaționiști, adică aia care au spus că au fost și și au zis, domne, n-a fost domne nimic. Era o răceală, nu era nimic. Nici ăștia nu știu dacă până la urmă vreunul chiar a pățit ceva în sens, să spun, administrativ, să zic. A, trebuie să spun ce administrativ, Eu am fost unul dintre cei care am luat, am luat amendă în, 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 perioada aia și a trebuit să ajung prin instanță, nu știu ce, după aia a venit o lege care a desfințat ordinul la militar prin amendă, că eram departe de mă plimbam în perimetru cum aveai voie și a venit milițianul și a decis că -s cu trei străzi mai sus decât unde trebuia să fiu și mi-a -mi 5.000 de lei amendă mie și 5.000 de lei amendă soției mele. În fine, deci să zic așa, am pățit-o și eu în drum. Da. Uh, îmi cer scuze pentru... Uh, Te-am te ascultat o atenție distributivă, îmi căutam textul, găsești găsesc Știu imediat. Știu că ești capabil, așa de că Îl găsesc că te rog. imediat. Uh, ai răspuns ca un veritabil avocat ce ești evident că într-o asemenea situație, da, acolo ar trebui găsit răspunsul, libera expresie și limitările liberei expresii, ori limitările libere expresii toate de sorginte constituțională sunt, uh -huh. tot Constituția ne spune când libera expresie poate sau, sau, sau nu poate fi limitată, uh -huh. nu există în Constituția Națională și nici în, în alte Constituții limitări referitoare la dreptul meu Limitarea dreptului meu uh -huh. uh, de a, de a mă pronunța cu privire la o pandemie, dacă e reală sau nu. Nu, nu, dacă, nu, nu. nu, nu, nu sta, okay. O secundă. Tu ai făcut aluzie la pericolul nazist, pericolul comunist, deși și acolo lucrurile sunt realmente discutabile. Discutabile, absolut. Sunt discutabile. Absolut. Eu pot să spun că mie îmi place actua Nicolae Ceaușescu, sau nu-mi place. Sigur. Nu sunt condamnat de lege. Corect. Uh, dar, uh, în cazul de față. A spune că eu nu cred în existența unui virus, indiferent de natura lui. Nu cred în eficacitatea unor măsuri de pretinsă protecție. Nu cred în eficacitatea unui pretins vaccin. Sunt opinii care pot fi exprimate liber niciun text constituțional nu mă, nu mă îngrădește pe mine să mi exprim asemenea opinii pentru uh -huh. că eu n-am făcut n-am incitat la ură națională, rasială sau de clasă, n-a fost nimic contrar bunelor moravuri sau ordinii publice uh -huh. și n-a fost o, 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 o expresie care să încalce um, normele decenței. Prin urmare, încurajarea cenzurii unei, unei, unor asemenea expresii a fost, după părerea mea, mai ales această încurajare venită din partea unor, unor figuri publice, repet, care au o voce credibilă și au în spate un anumit statut, au, au, au fost extrem de dăunătoare. Da, acum, dacă pot foarte rapid să spun un lucru, este, tu știi că există o infracțiune în codul penal cu povestea asta cu răspândirea bolilor și pot să spun ceva. poți să citești lucrurile astea în feluri de echipuri. Pentru mine ce important este, este că toate aceste puncte de vedere se exprimă. Până la urmă și cei care au spus nu există virusul, nu există nimic, totul e, toate era, morții erau niște filmări nu știu de care, Bun. au spus-o, s-au exprimat. I-au enervat mult pe alții, așa cum și ăștia s-au enervat când ceilalți spuneau Uh, trebuie să tușim în plica cotului sau ce alte prostii mai erau pe acolo, da? Uh, Prin urmare, eu nu cred și știu că aici sunt în, cum să spun, vin vin în coliziune cu uh, o opinie. Paradoxal, eu cred că democrația a ieșit bine și mai bine din această pandemie, tocmai pentru că au existat toate punctele de vedere, tocmai pentru că. N-a existat o represiune reală și resimțită pe parcurs, și repet, tocmai pentru că eu constat astăzi că suntem aici cum eram și înainte cu drepturile, cum spuneam, că tu poți să spui asta, eu pot să spun asta, că unul crede că a fost o nenorocire. Știi că văd și astăzi oameni cu mască în tramvai. Ai vreo problemă cu asta? Nu. Oamenii cred că așa se protejează, lasă să se protejeze, după cum sunt oameni care n-au purtat mască niciodată. Deci, Mie mi se pare că pluralitatea acestor puncte de vedere reală există, o văd și eu cred că asta este bine. Sever, în ceea ce mă privește și cu asta aș vrea să închid subiectul, uh, 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 cred că unul dintre efectele uh, nefaste ale acestor politici, în ciuda optimismului tău, a fost subminarea dreptului la liberă expresie, printre alte drepturi. Dreptul la liberă expresie nu este astăzi cum era înainte de pretinsa pandemie. Este mai restricționat, mai restrâns. Cenzura și autocenzura sunt mai evidente astăzi, din cauza politicilor adoptate în acea perioadă. Și, în ciuda ce spui tu, au existat figuri publice condamnate pentru felul în care și-au exprimat liber opiniile și se care, poate, care au reclami. suferit din, din această cauză. Oare aceste exemple oferite în piața publică dăunează libertății de expresie în, în, în general. Aș trece la un subiect, Sever, care știu că ți place și pe care l-ai și marcat în mesajul pe care mi-l ai transmis uh, și uh, s-ar numi nevoia clarității oh, morale. Da. Oh da. Este o dezbatere foarte... Eu să o că e o dezbatere importantă. Aici am eu cu mulți prieteni de-ai mei, iarăși avem, avem distanțe. Eu cred foarte mult în următorul lucru. Eu cred că putem avea opinii și că, într-adevăr, relativismul are virtuțile lui pozitive în anumite limite, apropo ca la chestiunea libertăților și drepturilor de care vorbeam. Dar eu cred că sunt situații în viață, nu multe, nu multe. Dar sunt situații în viață și în istorie în care trebuie să înțelegi că relativismul e toxic. Și o să spun care sunt acele situații. Genocidul, războiul, războiul de agresiune, de gen ce se întâmplă în, în Ucraina, uh, uh, lucrurile de anvergură asta care nu sunt admit într-o viață, găsești rar sau te întâlnești rar cu situații de ăsta. Dom'le, dar în situația aia trebuie să, sub, trebuie să ai curajul moral să-ți suprim relativismul. Și în momentul ăla tu trebuie să spui, nu, ăsta e criminalul. Ăsta e cel care e de vină. Punct. De aici încolo discutăm de unde vine, cine l-a educat, ce l-a învățat la școală, ce zice celălalt, dar cu 10 ani altul, nu știu ce a zis. Dar, acolo. Dar există o limită în toate. Și pentru mine această, problemă a clarității, mai și asta numesc claritate morală, numesc odată momentul în care înțelegi că trebuie să te oprești cu relativismul, nu poți să mergi la infinit să relativizezi tot, și în al doilea să ai acest curaj în momentele alea mari, rare, de a identifica exact vinovatul și fără să mai, o, să mai întinzi că și ăla, da, și ăla, da, și ăla a făcut acum 10 ani, s-a uitat urât la ăsta, la altul și lucruri de genul ăsta. Bun. Uh, și asta, asta numesc eu în mare claritate morală. Am prieteni care spun, domnule, dacă suprim relativismul, astea sunt deja lozinci, astea sunt deja ideologii, astea sunt deja nu știu ce. Nu, eu detest ideologiile în general, dar aici nu mai e vorba de ideologie și în momentul în care ai de-a face cu o asemenea situație, mi se are inuman, realmente inuman, să încep să relativizezi. Uh, de pildă, nu știu, lagărele din, din, sistemul comunist, cele din România pe care le cunoaștem foarte bine și când, când aflăm ce s-a întâmplat, dar o să încep să ai un relativist, că totuși, bă, au și care a intrat în pușcărie și a pățit, bă, ai că nici ăla nu era chiar foarte. Când încep să gândești așa, ăla e un moment în care relativismul, repet, intoxică sistemul moral. Din potrivă. Când avem o situație în care, nu știu, doi soți se ceartă, sigur că putem relativiza, dacă el, dacă ea, poate amândoi, poate în aceeași măsură, dar sau poate în măsuri diferite, dar poate nu știu ce, putem relativiza-le. Asta este în esență ce, ce, ce vreau să spun. Și mi se pare important de ce? Pentru că uh, uh, prietenii mei înțeleg din asta un fel de uh, comunism și de propagandă de aia în care ți se spunea de la bun început ce-i bine și ce-i rău în toate, și alți prieteni de-ai mei uh, înțeleg, prin urmare, suprim relativismul, prin urmare, suprim gândirea critică, prin urmare, ne întoarcem la dictatură, nu? Asta e, e, asta e silogismul, și alții înțeleg, uh, tot așa, uh, cred că greșit, înțeleg că claritatea morală e un fel de uh, uh, sacerdoțiu, adică tu te așezi într-o poziție de judecător suprem, așa și uh, spui uh, tu ești bun, tu ești rău, tu ești bun, tu ești rău și îți arogi poziția și legitimitatea tu personal de a avea asemenea Deci or, ambele înțelesuri ale, ale uh, a ceea ce eu numesc claritate morală sunt, uh, sunt greșite. Și eu chiar cred asta. Cred că de pildă, uite că vorbeam, da, în cazul războiului din Ucraina uh, putem discuta la infinit și sunt de acord să discutăm la infinit cum se comportă politic un ministru sau un alt ministru ucrainean, cum se comportă nu știu cine din Rusia, nu știu ce, miliardar, nu știu ce, nu știu ce. Dar până la un punct. Și ăla este punctul în care numesc agresorul agresor și victima victimă. Cam asta, asta în mare. Nu știu dacă am fost înțeles. Am, am, am înțeles, e nevoie ca să. <coughs> Încerc să o mică traducere pentru mine însumi. E nevoie de o mai mare fermitate și. În unele situații. Coerență da. și verticalitate în anumite situații. În situațiile în care se cere așa ceva. Și, deci, întâi trebuie să ai discernământul când se cere așa ceva și când nu. Fiindcă e adevărat, dacă încep să fie așa și când trece unul pe roșu, că ploa afară și ne grăbim, într-adevăr ești cam țignit. Eu, într-un episod de debut al acestui exercițiu pe care l-am inițiat în urmă cu ceva vreme, în acel episod zero în care lansam un soi de platformă-program, am, am anunțat că nu intenționez să intru în dezbateri de geopolitică, și nici în dezbateri care țin de politică internă, dar admiteam că e posibil ca din când în când să existe provocări pe subiectele astea. Tu evoci războiul din Ucraina, o să revin la această și să răspund acestei provocări, până acolo însă aș ataca subiectul pe care tu l-ai pus primul pe agenda, evocând o, o, un dialog pe care l-ai avut într-un podcast care se cheamă Rezistența prin Cultură, de asemenea, o conferință a ta care s-a chemat Václav Havel, bine că l-au avut ei, și de asemenea un text scris în, în revista pe care o conduci despre Václav Havel. Uh -huh. Și tu, în, acel, în aceste co trei contexte, faci un portret extrem de aurit uh, omului politic și scriitorului Václav Havel. Uh -huh. Și uh, superlativele tale sunt absolute. Luciditate, ambergură culturală, uh, diplomație, discernământ, umor, uh, viziune. viziune și uh, evident evoci statutul lui de, de, de important dizident anticomunist. Eu nu, nu vreau, totuși de puțin, să pun la îndoială tot ce spui tu despre Václav uh Havel. -huh. Și nici să contest statutul lui de dizident, și nici să pun o secundă la îndoială meritele lui ca dizident. Uh -huh. În plus, nici nu am căderea să vorbesc prea mult. Eu nu am citit opera uh, uh, dramaturgică, am citit câteva eseuri politice ale lui Václav Havel, yeah. care mi-au plăcut de altfel. Și nu vreau să pun în discuție. Personajul politic și-a în fața curajului, în fața eroismului, în fața viziunii lui. Numai că tu, făcându-i acest portret în aur, repet, în superlative musai absolute, mm -hmm. îl dai și exemplu de claritate morală. Mm -hmm. Și unde intervine surpriza, pentru mine, faptul că tu spui așa. Václav Havel este un exemplu de claritate morală pentru că și printre argumentele pe care le folosești uh, figurează, printre aceste argumente figurează trei care mi-au atras în mod particular atenția. Primul, uh, suportul necondiționat sau aprobarea necondiționată sau atașamentul necondiționat pentru bombardarea Iugoslaviei în 99 Uh, aplauzele necondiționate pentru intervenția în Irak în 2003 și pledoaria foarte convingătoare pe lângă, pe lângă Bill Clinton în tot în 93 pentru extinderea NATO. Uh, blocului NATO înspre Est. Uh -huh. Și acum, dacă plecăm de la premisa că războiul din Ucraina trebuie condamnat cu claritate morală. Cum ajungem să, să calificăm drept act de claritate morală încurajarea unor agresiuni atroce cu încălcarea flagrantă a normelor de drept internațional comise de -ai noștri? Prima întrebare. Și a doua. Da, dar trebuie să-mi spui cine sunt ai noștri. Ca să I I I I know, am sentimentul I I că noi spunem ai noștri, tu ai unii ai noștri. Ai. I ai, I ai noștri, noștri sunt, 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 să zicem, comunitatea internațională grupată sub umbrela NATO. NATO. Și, ok. Bo, am înțeles. Și a doua. Cum pun în același, în același, în același categorie a clarității morale? Negocierile sau discuțiile pe care un președinte le inițiază cu un alt președinte, ținând seama totuși că extinderea unui bloc militar nu e rezultatul unor șuete între doi președinți de țară, fie el și al unei țări care este o, un hegemon mondial. Este rezultatul unor mecanisme, nu așa, decizionale, democratice. Uh -huh. Și atunci, unde mai stă meritul de claritate morală a lui Václav Baț, Havel. Havel da. uh, o să spun cum, cum văd eu lucrurile. Uh, gândirea lui era evident una puternic influențată de propria lui, uh, propria lui experiență și propria lui experiență era o, o gândire care venea dintr-o raportare. Uh, tensionată, cum să spun, belicoasă aproape, între individ și stat. Că, de fapt, asta este în esență statutul dizidentului. Dizidentul este un om simplu care nu are niciun fel de autoritate, niciun fel de putere împotriva marelui mecanism al statului, ceea ce la un moment dat nu nici se ce numea cel mai rece dintre moști reci, statul. Oriceea ce vedea, de, de pildă, Václav Havel în momentul în care se uita la ce s-a întâmplat în Iugoslavia, vedea cum o comunitate cea albaneză, pe, un, pe o bucată de teritoriu, în care, habar n-am, s să fie majoritară sau nu, nu mai vorbim acum 200 de ani, 300 de ani, cine era, că, după părerea mea, asta e o judecată, judecată istorică în politică e și ea, trebuie și ea foarte serios temperată, în general, în fine. Închid discuția, închid paranteza asta. Deci, el ce vedea acolo, vedea un aparat represiv de stat, care era Miloșevici, cu armata, cu tancurile, care opera într-o manieră de forță împotriva acestei minorități. Care neîndoielnic era și ea în armată, în fine, era și ea, în, să zic așa, într-o stare de, de. își dusese și ea starea de contestare foarte departe, dar. Totuși, repet, niciodată o grupare civică, civilă, chiar și paramilitară, nu știu cum să-i spun, nu este pe picior de egalitate cu statul. Asta, atenție, era în anii 90, astăzi lucrez foarte schimb, foarte diferit. Astăzi a, actorii non-statali sunt mai importanți și mai puternici decât foarte mult. Puține state sunt mai puternice decât corporațiile, decât în fine anumite ONG-uri decât anumite armate private și așa mai departe. Atunci însă în anii 90 nu era așa. Atunci eram încă în perioada în care statele erau, statul era, domne, uh, forța supremă. Și el era represiv. Bun, asta e ce vedea la... Da. În ceea ce privește Irakul mă amuză pentru că aseară am avut o discuție cu un bun prieten care mi-a mie că eu însumi am fost un susținător al Uh, uh, deciziei americane de a invada Irakul și apoi ulterior al uh, intrării și României să spun în sprijin, în sprijin efectiv, că am avut și noi soldați acolo efectiv al, al operațiunilor acolo uh, și uh, eu și astăzi cred că a fost o idee bună dar cred că a fost foarte prost condus. adică cred că din punct de nu mă pricep eu mult la militărie, dar îmi dau seama când mă uit la obiectivele anunțate Uh, militar vorbim. La obiectivele anunțate și la final îmi dau seama că a fost, din punct de vedere militar mai înainte de orice, un eșec care a dus evident și la un eșec de imagine și după aia toate lucrurile au venit una după alta. Uh, dar eu cred, iarăși revenind la Havel, că nu-i vorba de mine, eu cred că ce vedea Havel în povestea cu, cu Irakul era din nou ceea ce văzuse toată viața lui de dizident, de om care a făcut pușcărie pentru credințele lui și pentru atașamentul a democrației și anume vedea lupta dintre o structură, un bloc democratic și un dictator. Când vezi lucrurile așa, evident că rimează un pic cu claritatea morală despre care vorbeam, nu poți să nu fii de partea, de partea democrațiilor. Poți după un timp să recunoști sau să admiți că ceva a mers rău Că poate era mai bine să nu te bagi, dar în general, și asta cu era mai bine să nu mă bag vine după eșec. Că dacă nu era eșec și era, cum să spun, lucrurile se întâmplau altfel, astăzi nu mai ziceam așa. Deci, eu ce vreau să spun este că uh, judecata istorică și judecata poetică este mereu judecată de efect și, ca să zic așa, rightfully so, așa și trebuie să fie. Dar dacă vrei să înțelegi ce s-a întâmplat atunci, trebuie să te întorci, atunci să te pui în. Uh, uh, să spun, în situația pe care o avea acel om atunci. Și atunci eu cred că Václav Havel, și când a uh, susținut invazia în Irak, și când a susținut operațiunile NATO anti-Miloșevici, uh, a fost absolut coerent cu el însuși. Iar în ceea ce privește NATO, acolo e o poveste super. eu m-am apasionat enorm. Eu eram în diplomație când se extindea NATO. Și când noi vroiam, și noi în NATO. Și n-am intrat de prima oară. Și după aia a început așa un fel de uh, efort național: că pe vremea Uniunea Europeană era departe, nu ne gândeam noi că ajungem în Uniunea Europeană, dar NATO părea nangibil. Și în fine, am făcut și eu ca diplomat, mi-am mi -am adus mica mea contribuție acolo la, la, la povestea asta. E bine, uh, și poate odată o să povestesc că a fost chiar foarte simpatic. Cum am reușit să nu să mint, dar să manipulez un senator american într-un punct interesant al evoluțiilor lucrurilor. În fine, ce vreau să spun este că deciziile cu privire la extinderea NATO au urmat, de fapt, deciziilor cu privire... Imediat după 1990, toată lumea și-a pus întrebarea, bun, s-a terminat Uniunea Sovietică, s-a terminat blocul de la și ce facem cu NATO? Și mai ales ei și-o puneau. Pentru că costa. Și deodată americanii mai ales, dar și occidentali în general, mai americani, s-au trezit în situația unei lumi în care nu se mai opunea nimeni, nu mai avea inamic, toată lumea părea îndrăgostită de democrație, toată lumea părea îndrăgostită de capitalism, toată lumea vroia Coca-Cola și filme de la Hollywood și atunci ce rost mai are să mai faci blog militar, să mai faci lucruri de astea? Și ce e interesant este că în 90, 91, 92, toți, absolut toți mari experți americani în relații internaționale, în, 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 în apărare, în strategie și așa mai departe, pledau pentru dizolvarea NATO. NATO fiind o alianță, ca să ne înțelegem, formată la vremea respectivă, nu mai știu, cred că sunt vreo, erau vreo 11 sau 12 țări, în care americanii plăteau cam 75% din notele de plată. Și atunci, firesc că te întrebă, mai are rost să mai țin povestea asta? Bun. Uh, și au zis că nu. E bine, asta era atmosfera, toți consilierii lui Clinton erau de părerea asta, Congresul era de părerea asta. Am putut citi, de pildă, o audiere în Congres, cred că din 1992, a celor de la uh, Rand Corporation. Rand Corporation e... Nu să spun, un grup recunoscut tocmai prin faptul că e foarte războinic, așa sunt. E genul ăla de băieți care le place caftul, știi, să zicem așa. Și chiar și ei au spus în, în, în congres, nu mai vedem sensul pentru care ținem alianța asta. Prea e frumos pe lume. Anii 90 au fost niște ani roz pentru noi toți. Și mai ales pentru, pentru ei. Pentru noi poate mai puțin, dar, dar pentru America gândiți-vă, aveai un președinte care cânta la saxofon problema principală a Americii la vremea aia era a societății americane era dacă sexul oral e sex sau nu, asta se discuta și politic, se discuta în congres era, adică, de fapt era foarte bine, înțelegi, dacă asta e problema ordinea de zi, e foarte bine Bun. și um, deodată vin oamenii a doi din est Havel, pentru că Havel a fost susținut în demersul lui de Lech Walesa, președintele Polnei de atunci, și spun lui Clinton, uite care povestea. Tu, voi sunteți într-o iluzie. Rusia, sigur, e într-un moment rău. Dar ursul e periculos și va fi periculos în continuare. Și tu trebuie să, nu doar că să nu dizolvi NATO, trebuie să-l extinzi. Numai că ei au, au prezentat un argument interesant. Sigur că strategic era greu atunci să explice. Acum e foarte ușor să explici explice, vezi ce face Putin. Dar atunci era greu să-i Și au, 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 au avut argumente de ordine morală. Și au spus zice, extinderea NATO este pentru noi țările din uh, Est și mai ales pentru noi țările care am ajuns să fim conduse de dizidenți. Polonia, Cehia și Ungaria la vremea aia. La vremea aia, Ungaria era premiant. Nu era ca acum coada clasei. Uh, și uite, măcar pentru noi, ca un gest de simbolic, pur simbolic, că nu mai facem armat, politic, să spun, ba, extinde NATO și... Lucrurile au fost mai complexe un pic. Cert este că Clinton în momentul ăla a început să se gândească dom'le, stai puțin, că poate nu e o idee bună să desfințăm NATO. Și de acolo, sigur, a fost istorie. Încă o dată, ceea ce eu cred este că Uh, uh, Havel dominat de onestitate și astăzi să recunoaștem de viziune. Dacă nu, e, dacă nu se extindea NATO atunci și se fărma NATO atunci, eu nu îmi imaginez ce, în ce situație era România și ce era cu noi azi. Și nu numai cu noi, cu toată partea asta. Primare, ca să închei, cred că el a dat dovadă de coerență vorbind onest din experiența lui, din punctul lui de vedere și da, de claritate morală. Când a văzut în fața lui crimă, a spus, ăsta e ucigaș”. Cu toată prietenia și cu tot respectul pe mine, nu mă convingi sever pentru că, din nou, fără a pune nicio secundă la îndoială în lui Václav Havel și meritele lui incontestabile din perspectivă istorică, trebuie să plecăm de la niște premise și mă simt nevoit să le, să le pun în, în, ordine, agresiunea împotriva Iugoslaviei a fost o violare a dreptului internațional, cum violarea dreptului internațional flagrant a fost agresiunea împotriva Iracului. Un președinte care și asumă susținerea pentru violări flagrante ale dreptului internațional nu cred că poate beneficia de aura unei clarități morale. Doi, premisele avute în vedere înainte de decizia acestor violări sunt și ele discutabile. Tu pui în, în rucsacul lui Miloșevici păcate pe care nu le avea, nu vreau să le iau apărarea lui Miloșevici. Al calificat drept dictator când el a fost ulterior achitat de, 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 Haga. A stabilit că totul se, clarific, se se decide în funcție de cum percepem noi un un președinte de stat, noi cei din exterior, în virtutea tuturor premiselor care ne sunt împotrivă. Hmm. Nu prea cred că e vorba de claritate morală. De asemenea, a autoriza o agresiune împotriva unui stat suveran, plecând de la niște pretexte care s-au dovedit ulterior a fi false. Nu trebuie să uităm care au fost acele pretexte existența unor arme de distrugere în masă și prezența lui Colin Powell cu două tubulețe în fața ONU, care reprezintă proba suprema existenței acestor arme de distrugere în masă. Ori, asemenea premise au fost ulterior considerate ca fiind pure invenții. Uh -huh. Nu prea pot să accept că uh, aceste, aceste agresiuni sunt acte de claritate morală. Cât despre extinderea NATO, nu vreau să comentez altceva decât faptul că, în ceea ce mă privește, cred că această decizie a depășit discuțiile, că asta am vrut să, să provoc, a depășit discuțiile uh, uh, protocolare dintre șefi de state și au fost decizii strategice care au avut în vedere considerente care uh, au uh, plecat de la alte alte considerații. Nu, sigur că aici, aici clar e dreptate. Eu nu vreau să spun că deodată Clinton s-a întors străluminat și a spus gata ora și toată planeta a luat-o după cum a zis el. Nu, evident. Eu ce vreau să spun este așa. Este că într-un context în care balanța înclina balanța să spunem de, 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 gândire, dacă vrei, de gândirea grupului care putea decide una sau alta, înclina mai degrabă spre desfințarea NATO, au venit argumente, mai ales dinspre partea este europeană, care la vremea respectivă, nefiind foarte susținute strategic, dar erau susținute de o experiență istorică pe care este Europa o eu avea și iată și astăzi, și astăzi avem Uh, uh, lideri occidentali care ne spun da, ați avut dreptate cu Rusia ne spun asta lideri din Germania, ne spun asta lideri din Franța, ne spun asta lideri din Italia, pentru că noi aici în Estul Europei și mai ales noi cei care suntem în, în proximitatea Rusiei noi știm că vecinătatea cu Rusia este o experiență istorică cumplită, Terifian, unul dintre cele mai rele lucruri pe lumea asta e să fii vecin cu Rusia. Îți mai amintești, era un banc pe vremea Uniunii Sovietice, cu cine se învecinează Uniunea Sovietică? Da, cu cine dorește. Cu cine dorește ea, da, bun. Deci asta vreau să spun. Experiența vecinătății este teribilă. Noi o avem, sigur că la în Spania nu are. Și cu el poate discuta bă, bă, de chestii de drept internațional și de cum tragem granițele pe talveg sau mai știu unde le mai tragem. Nu, noi știm cum stau lucrurile în mod real cu povestea asta. Și atunci era evident că noi suntem, noi, Estul Europei, noi, din păcate, în anii nu eram într-o poziție foarte credibilă politic. Dar noi, cei din Estul Europei, aveam argumentul și interesul să, să, și legitimitatea să spunem calea e asta. Acum, sigur că din momentul ăla toate lucrurile au început să fie regândite uh, și, după cum știm până la urmă, extinderea NATO a fost și este un proces cât se poate de democratic. Este ratificat în parlamentele tuturor țărilor, parlamentele să sunt democratic de popor, printre altele și pentru a asigura politica de apărare a fiecărei țări. Deci, aici nu, nu, nu cred că e vreun dubiu asupra acestui proces. Nu, nici n-am insinuat că ar fi o, o, o decizie da. care să nu fie avut. să nu fi bifat pașii procedurali necesari. Ai vorbit despre, despre România și statutul nostru. Aș trece cu îngăduința ta la un, la, la, la ale noastre interne. Uh -huh. Tu ai fost și consilier, ai fost și parlamentar, uh -huh. ai fost și analist politic, da, da. care va zic că Sever scria într-un text publicat în Dilema Veche că nu este o exagerațiune retorică, fără uE, România se sufocă. Uh -huh. Beneficiile apartenenței României la cel mai elitist club de țări al planetei sunt enorme și trebuie să fii orb, prost de dai în gropi. Nebun, rău intenționat să nu le recunoști. Niciodată nu m-am atins acest grad de prosperitate, câtă e, și de siguranță, câtă e, dacă rămâneam de capul nostru după 90. Am mai spus-o și o repet. România căzută exclusiv pe mâna românilor înseamnă un dezastru garantat pentru ei înșiși. Citindu-se textul, uh, semnez și. azi. Semnezi și. Da, oricând, da, așa, uh, este, așa este. Semnezi. Da. Uh, textul mi-a atras atenția și pentru faptul că e foarte tranșant când vorbești uh -huh. despre beneficiile apartenenței uh -huh. la cel mai elitist club al planetei, uh -huh. în care spui, Dumnezeu, să fii orb, prozeda în nebun să contești. Sau, sau rău intenționat să contește asta? Nu succes, sunt, sunt destul de multe voci rezonabile care pun la îndoială mai ales în ultima vreme, uh, Atunci, justificarea eu vor... și legitimitatea unor eu, intervenții. Stai eu vorbeam de beneficii. Beneficii. Și la beneficii le și, le și spun în text care sunt prosperitate și securitate. Mari, mari beneficii. Imense beneficii. Și eu cred că fără contextul numit UE, care e și unul economic, și unul juridic, și unul, succes, și unul de securitate și așa mai departe, noi nu eram atât de prosperi și atât de siguri, de, ca Securitatea Națională, să pe cât suntem asta. Asta cred și asta. Um, A, despre lăturile rele ale UE sunt dispuse să discutăm oricând că sunt o grămadă. Nu, 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 nu în direcția aia voiam să duc discuția, ci în direcția <laughs> <laughs> capacității noastre de autoguvernare. Tu spui că suntem catastrofali. Praf, praf da, așa Hai Hai, explică-te. Așa cred. Mea... Ai trecut, ai trecut pe acolo da, și ai văzut. Am văzut ai, fost în, ai fost în mijlocul. Am văzut și văd. Deci am văzut ce era de văzut. Atunci văd. Ceea ce văd este, da, am, am, nu am deloc încredere în faptul că absolut singur, absolut de capul nostru, am fi putut face cu țara asta. Uh, fie și o mică parte din ceea ce suntem, am, repet, cu toate problemele pe care le avem. Uh, eu nu cred că astăzi, uh, noi românii, și eu mă includ în asta, adică vreau să fie foarte clar, nu vorbesc despre ei, românii, și eu sunt la care de Nu, nu. Noi, românii, nu cred că noi, românii, suntem în stare să. Producem și să susținem acele idei, acele principii de natură politică, dacă vrei, la început, care după aia devin de natură economică, juridică, socială, culturală, educațională și așa mai departe, care să facă din România o țară uh, la nivelul la care, repet, este acum. Și îți spun și de ce. Uh, eu fac o, o distinție, uh, și acum, chiar acum am pregătit un text pentru dumneavoastră, între opinia publică și popor. Uh, opinia publică este partea zgomotoasă, partea vocală a poporului, ceea ce aude. Ceea ce auzi când spui popor e opinie publică. Ceea ce vezi când spui popor, ăla e, e popor. Bun, sunt lucruri foarte diferite dacă accepti să spun uh, punctul ăsta de vedere și tipul ăsta de analiză. Ok. Opinia publică în România este toxică, rea, nu știe să facă distinția între competență și incompetență. Asta e una dintre cele mai mari probleme pe care le avem. Noi nu știm când vine unul în fața noastră și prea ministerul de zi tu ceva, noi habar nu avem dacă ăla e competent sau nu, cunoscându-i faptele. Adică, să spunem așa, Păi știi de ce se pricepe să fie ministrul La De ce? Păi a mai fost. A, dacă a mai fost înseamnă că știe. Serios? Ăsta este tipul de gândire. Noi așa gândim o competență. Păi a mai făcut, a mai fost. Nu contează ce a mai făcut și ce a mai fost. Contează pur și simplu că a fost. Înseamnă că știe. În al doilea rând, am văzut de foarte multe ori situații cu oameni medici, deci situații tragice să spun, care... Uh, par foarte competenți, fac niște prostii uriașe, efectele sunt groaznice, dar au un mod de a prezenta lucrurile încât deodată te de trezești că opinia publică, adică partea care se aude în continuă, încă o dată, să ne dume, asta e competent. Noi nu mai avem criteriile să facem distinția în orice domeniu, noi ca popor, că ne uităm la cei care ne conduc, între competență și incompetență. Punctul următor, noi nu mai avem nici măcar dorința de a face distinția între onestitate și lipsă de onestitate. Onestitatea în politică când e, și o să râd să știi că aici, colo și astăzi, eu mai văd, am convenit că nu dăm nume, dar mai văd momente de onestitate la unul și la altul. El nu e premiat deloc pentru momentul de onestitate. În mod normal, un om onest vine și spune, asta este, și simți că e onest, simți că e sincer, și atunci tu, ca public, reacționezi cumva. Măcar că-l aplauzi. Măcar că dai din cap, da, domn, sunt momente de onestitate pe care toată opinia publică românească le întâmpină cu uh, sarcasm, cu suspiciune, uh, cu uh, le răstălmăcește, A, adică vrei altceva să spui decât că... Toate lucrurile astea și mai sunt decât că e lipsa de bun gust, este lipsa de respect... Este lipsa de, de, de dorința de a cunoaște, dorința de a ști. Oamenii nu mai vor să aprofundeze nimic astăzi în România, opinia publică. E de ajuns să aveți o chestie, ai pescuit-o, aia e, domne. Nimeni nu spune astăzi în România, în, în uite cum facem noi depind în discuția asta. În general nu se spune, domne, asta-i puțin. Deci hai să vorbim. Hai să o întoarcem un pic pe mai multe fețe. Și după ce am întors, auzi hai să mă duc acasă să mai citesc un pic, mă mai gândesc și mai vin și mâine. Nu, nu. Ori o asemenea opinie publică nu poate furniza o garnitură de oameni și nici măcar principiile care să genereze o garnitură de oameni care să guverneze decent și în folos național această țară. Prin urmare, eu cred că pentru România cel mai cea mai bună formulă până la urmă este aceea a unui gen de, 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 conducere, sigur, democratică, oamenii pe care -i alegem, ăștia sunt, dar trebuie să existe un ochi de departe pe care ei știu de frică. Nu noi, că ei nu țin. Oamenii odată aleși până la următorul mandat, nu mai știu de frica lor la care gata. E. Conștiință zero, să zici că se raportează la conștiința lor. Uh, nu, trebuie să existe undeva un ochi și cineva capabil, să corecteze și să intervină. Acum, corecția aia și intervenția aia este ea bună sau nu? Asta e o altă discuție. Este ea legitimă sau nu? Asta e o altă discuție. Dar eu cred că ea trebuie să existe în exteriorul României privind Și asta se realizează slavă Domnului prin faptul că România fiind parte a Uniunii Europene, în mod evident, nu mai este un stat suveran 100%, a cedat o parte din suveranitate. Constat că procesul de integrare europeană, de fapt, asta înseamnă. Înseamnă, în, în, în mintea celor care îl conduc, cedare de suveranitate continuă. Unii au proiectul unei Europe federale la un moment dat să ajungem. Așa cred unii. Eu nu cred că o să ajungem niciodată acolo. Dar unii cred că o să ajungem Statele Unite ale Europei și între România și Franța va fi ca între Idaho și California. Cred unii. Poate fi un vis, poate fi un vis. Eu nu cred că vom ajunge acum. Prin cred că asta este... Dar evident că e un drum ca orice în istorie, e un drum cu suișuri și coborâșuri, e un drum cu pași înainte, pași înapoi, e un drum în care, pe care te mai împiedici, mai cazi în nas, e un drum în care se poate întâmpla ca tu să ai dreptate și cel care te controlează, să zic, șeful tău să n-aibă dreptate, se întâmplă în viață lucrul ăsta. Deci, eu da. dar în principiu cred că așa trebuie să funcționeze lucrurile pentru noi. Sunt de acord cu, în ceea ce mă privește, cu o parte din cele pe care le-ai expus Sever, cred totuși că ești prea sever. Poate că am văzut prea <laughs> Asta mi-a -am da. duce aminte de un alt text al tău în care spui textual, nu știu dacă acum mai semnez după ce Ia citesc, da. recunosc. Am o părere foarte proastă despre poporul din care fac parte și nu am ezitat niciodată să o exprim. Na, așa e, așa e, așa e. am scris asta și într-adevăr am o părere proastă despre poporul meu, despre mine. Atenție, încă o dată spun, nu judec pe alții, mă judec pe mine în, în colectivitatea mea. Din nou în dezacord. Dar spui tu mai departe într-un alt text care mi-atrage din nou atenția te citez, după 50 de ani de comunism în care patriotismul a fost cu totul distorsionat de propagandă și de minciună, a urmat 30 de ani de postcomunism în care patriotismul a fost poluat de naționalism ignar, devenind sinonim cu țifna, refuzul, ineficiența, mulțumirea de sine, de nu chiar orgoliul de a fi mediocru, clamând genialitatea. Adică patriotismul a devenit sinonim cu ratarea. Mm -hmm. Și nu mi-ar fi reținut... Te te textul până acum poate e foarte provocator da. și poate că n-ar fi rău să te, să te cumva ești justifici dacă patriotismul egal ratare sau... Um, of, e de... vorba de patriotismul, nu susțepți? Eu nu vorbesc niciodată în... Sau cel puțin în textele pe care ai citit și întâi îți mulțumesc mult că citești așa, de citești din mine, sunt onorat. În textele astea niciodată nu vorbesc despre patriotism în general așa ca o idee, ca un fel de... Nu, eu văd despre patriotism. În cazul ăsta, astăzi, noi, acum, relația noastră cu țara noastră, Știi? Și da, am avut în anii comunismului o distorsionare gravă a sentimentului patriotic, gravă. Eu și astăzi, eu, eu, pur și simplu nu înțeleg patriotismul ăla. Eu de pildă astăzi să știi că să iasă oameni care spun că Nicolae Ceaușescu a fost patriot. A, Nicolae Ceaușescu ne-a înfometat. Ne-a ținut în frig, în beznă, în frică. Eu cred că patriotismul înseamnă o formă de afecțiune față de poporul tău. Și tu așa tratezi ca un patriot, așa tratezi poporul. El fiind evident un dictator, adică era omul care el decidea ca să nu mai, da? El spunea, bun, am spunea, cărniță. Cum erau normele alea? Do 200 de grame de om. 180 de grame. Da, bă. El avea tipul ăsta de relație cu comunitatea. Și mie comunitatea îmi spune că la ne iubea și era patriot și era cu noi. Serios? Înseamnă că noi nu mai știm ce e patriot. Asta e important. Asta vreau să spun. Noi nu mai știm ce e patriot. E, e un subiect foarte vast și cred că ne-am pierde mult. Te, no, uh, no. Accept o invitație să discutăm separat despre patriotism. Uite, da, patriotism oricum, da. Și naționalism în epoca Absolut. Nicolae Ceaușescu. Absolut, dar nu numai. Și, nu, și, numai, și nu numai, că noi și... noi suntem în partea aceleași generații. Eu să știi, ai, ai, ai menționat în, în discuția noastră uh, uh, plecarea noastră după Ofen, uh -huh, uh -huh. sclipiciul în, da, reprezentat da, de da, lumea civilizată occidentală. Da, 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 da. uh, eu mi-aduc aminte și sunt în acord cu tine, în 89 am părăsit propria tinerețe. Fiind vehement anticomunist, vehement da. anticeaușist. Dar sunt și azi. Bun. Tu te-ai mai Eu, răzgândit? Nu, e vorba despre niște nuanțe pe care astăzi le, le, le adopt și mă, mă, mă vinovățesc pentru felul habotnic în care am privit anumite, în anumite realități. Uh, bun. Putem putem discuta și chiar... Dar revin la asta. Deci ideea mea era așa. Era că patriotismul a fost ca idee, dar și ca trăire și ca reper puternic distorsionat în comunism ajunsese să fie echivalat cu a-ți maltrata propriul popor ceea ce eu... Dar în fine. Așa se înțelegea. Bun. După care a venit 1990 când oamenii au simțit nevoia să-și redefinească patriotismul. Ce s-a întâmplat în anii 90-2000 a fost o încercare a celor mai mulți dintre noi de a ne redefini relația cu propria noastră țară. Și fiecare a încercat cumva. Evident, au apărut șarlatanii, pentru că, știi, când vorbești despre sentimente nobile și foarte, foarte profunde, și astea-s lucruri, știi, foarte, foarte în adânc cu inimii, Uh, apar șarlatanii imediat, că aici e o, o joci imediat pe asta, știi? Bun, au apărut imediat șarlatanii, uh, au confiscat tema, cei care ar fi fost după 1990 și după părerea mea, înainte de orice, erau cei care erau deținuții politici, erau oamenii care au stat totuși, uh, sau au suferit pentru atașamentul și serviciul pe care îl au făcut țării. Înainte de comunism și chiar în timp împotriva acelui regim, oamenii trebuia trebuiau să fie profesorii de România. Nu au fost ea. Au fost tot băieții de dinainte, reciclați în, în chestii tricolore. Înainte erau cu steagul roșu, au venit repede cu tricolorul, și a început un haos total. Uh, și eu cred că într-un fel ne-am revenit și astăzi, a venit și, pro, și provocarea Uniunii Europene, adică realitatea Uniunii Europene, care e o provocare în plus a definirii tale identitare ca națiune, uh, iarăși am fost luați știi, cu fente, cu sclipici, uh, în același timp ai o revoltă față de lucrurile rele de aici, Vezi, totuși, că sunt lucruri bune acolo, le-ai vrea și tu aici, dar după aia vezi că sunt lucruri rele acolo, pe care nu le-ai vrea aici, dacă le aduci pe alea bune, vin și cu alea rele, și începi, intră într-o. și înțelegi? Deci ai toată frământarea asta și uh, cred, cred din cauza asta, că, în moment, că și acum sentimentul patriotic este în România pentru cei mai mulți dintre noi. Sunt încă confuz, vag, oricât credem noi că e tare și că strigăm Hai România pe stadion la meciul de fotbal. Nu e aia. Sunt, sunt uh, în acord cu tine și mi-aduc aminte uh, de, o, de o întâmplare pe care o povestești. Tu revin asupra ei, dar uh, îmi exprim apăsat acordul că există foarte multe zone. Care trebuie nuanțate și sunt zone de gri și da, sunt, da, da. trebuie văzut exact ce e plus, ce e minus uh -huh. și mai departe. Dar și, din nou, sunt, să nu fiu înțeles greșit. Eu nu vreau să. Să, să contest faptul că acest popor a fost înfometat, ținut în întuneric, înfricoșat. Î, înfricoșat, îndoctrinat, da. î, opresat de propagandă și mai departe, până în 89. Da. Și eu însumi am fost victimă, ca și tine. Categoric. Am trăit, astea. Am trăit adică asta. Adică noi suntem între cei care s-au povestit. am trăit. Povestit. Numai noi că am trăit acum suntem, va, va trebui, Sever, să, să ajungem să. Fim atenți la definirea progresului și la definirea binelui. Pentru că dacă noi mergem pe o definiție a da. binelui care înseamnă prosperitate materială și confort, uh -huh. suntem cate pierduți, Ca pierduți de categoric. Acord, de acord, de acord. Sistemul comunist a fost o fundătură, a, de fost, a fost o, o, o catastrofă. Da. Catastrofă. A, Lumea a fost înfometată și înfrigurată, Categoric. Absolut. Dacă este să ne uităm însă să, să spun întrebarea un copil de astăzi. Uh, cum, cum ar trebui să fi, Dacă ar, ar fi să alegi între două îndoctrinări, una cea promovată de cântarea României și o a doua promovată de, de pride, mișcarea pride, pe care o preferi? Tu știi ce îmi cere acum? Îmi cere acum să... Uh, optez uh, între uh, cancerul de pancreas so și is cancerul is... de stomac. Adică ce e ce asta ce mă pui <laughs> să fac <laughs> acum? nu e chiar așa. Nu-i chiar așa. Ce vreau să spun este că evident că optez pentru orice variantă care nu presupune îndoctrinare. Uh, și sunt absolut de acord cu tine cu îndoctrinarea uh, cum îi spui tu, Pride, Pride și -pr așa, adică cu tipul ăsta de ideologie a progresului care este cumplită de avea statuare. și este cu mult mai perversă, tocmai pentru că vine pe acest vector al confortului și al progresului, al uh, prosperității. Tocmai că vine o asta. Noi ne era ușor să respingem uh, cântarea României, fiindcă era, venea cu sărăcie. Păi vedeam toți cum suntem, înțelegi? Uh, acum e adevărat că e o formulă mult mai... Eu am spus comunismul se întoarce în versiunea high-tech. În versiune 2.0 eu n-am niciun dubiu. Uite, apropo de asta, să spun cea. Eu n-am niciun dubiu că lumea, lumea noastră, România, dar poate și el, va experimenta încă o dată comunismul. Eu mă rog la Dumnezeu să fie în timpul vieții mele că m-am săturat. Am avut o dată, mulțumesc. Dar n-am niciun fel de dubiu că asta se va întâmpla. E adevărat, nu, nu va mai fi cu luptă de clasă, nu va mai fi cu... Uh, va fi cu TikTok, cu tăblețele, cu toată lumea merge acolo, toată lumea se îmbracă așa, toată lumea zice așa și va fi o formulă mult mai... De-aia spuneam acolo că rămâne să facem o dezbatere dacă va urma Orwell sau Huxley. Nu va urma Huxley, va urma o fericită lume nouă, știi? Doamne ferește! Și eu sunt ferm convins că... Deci eu sunt, eu sunt foarte pesimist, de fapt, știi, tot ce scriu. Eu doamne, sunt ferm doamne, convins că se Doamne, doamne ferește, asta. cu îngăduința ta continui același text despre patriotism în care tu adaugi. Sigur, avem deja o tradiție proastă. Uh -huh. Patriotismul secolului dinainte de comunism, exploatat politicianist și producător de demagogie în toată gama posibilă. Uh -huh. De la demagogia caragioasă din comediile lui Caragiale la, zici tu, demagogia tragic-vătămătoare din Publicistica lui Eminescu. Uh -huh. Dar pe atunci exista și patriotismul real al unor oameni precum Bălcescu, Gărnicianu, Pepe Carp, mai apoi Iorga Inescu, dar și Maniu Șionel Brătianu. Uh -huh. Și aici două nedumeriri. De ce spui tu de publicistica lui Eminescu că ar promova o demagogie tragic, vătămătoare? Prima întrebare. Și a doua, de ce Pepe Carp pe lista autenticilor patrioti? Uh, foarte rapid. Iar asta ar, ar merita câte o. Îmi face enormă plăcere să vorbim, știi, și fiecare chestie, în sună, trebuie să mai facem o emisiune. Bun. Uh, foarte pe scurt. Uh, eu nu spun acolo că Eminescu este demagog, eu spun acolo că a favorizat, a născut o demagogie tragică. De ce tragică? Pentru că în uh, întâi, uh, demagogia ulterioară este cea care s-a bazat pe Eminescu pentru că Eminescu e Eminescu. Eminescu este indiscutabil geniu național, este creatorul fundamental, este creatorul limbii noastre. Este, este Eminescu e Eminescu, punct, nu discutăm, da? Ok. Pentru că texte anumite vin de la el și mai ales texte din latura politică vin de la el și textele alea sunt... Unele chiar greu suportabile astăzi, mai ales prin xenofobie. Uh, mie îmi plac foarte mult textele în care el îi pișcă pe liberali, fiindcă să, să vin foarte bine cum ar trebui să pișcăm noi astăzi pe, pe, pe progresiști și pe așa. Uh, și cre cred că, uite, vezi, văd eu o temă, dar uh, textele lui naționaliste, textele lui xenofobe, uh, textele lui în care propunea un tip de relație și cu minoritățile din interior, dar și cu anumite țări din afară de adversitate și de respingere, sunt texte cu care, față de care trebuie să luăm distanță. Eu cred ceva. Eu cred că nimeni pe lumea asta nu e perfect, în afară de Isus Hristos, dar Isus Hristos e Dumnezeu întrupat, deci se cheamă că nu e ca noi. Nu există un perfect geniu absolut să fii, geniu extraordinar cum a fost Eminescu, ai momentele tale de inepție. Dom'le, e, e, eu știu că e greu să spui asta. Uneori geniile și genile pot să producă, să facă câmpenii. Eroii pot să aibă clipa, clipa lor de lașitate. Așa, așa suntem noi oameni, așa suntem făcuți. Și eu cred că Eminescu și eu mai am câteva exemple de oameni formidabile acestei țări, care mă momentul în care s-au apucat să scrie politică și citește azi ce au scris ei acum 100 de ani, 200 de ani sau cu 60 de ani, nu știu dacă să povestesc asta, poate o să povestesc o dată despre niște scrisoare lui Mircea Elia de din anii 70-80, rămâi șocat când spui, bă, cum oameni atât de deștepți care au înțeles lumea în maniera asta poate să spună asemenea lucru. Eu la asta m-am referit și de ce am spus tragic, pentru că dacă personajele lui Caragiale sunt personaje care te conduc până la urmă spre râsul sarcastic și eliberator, pentru că prin râs tu e distanță față de, ăsta e râsul lui Caragiale, e un râs rece, e distanță față de ceva că ea. Aici, la Eminescu, fiind vorba de patos, fiind vorba de lucrurile pe care el le trăia, le simțea în inima lui pentru că el a fost onest în fiecare rând și în rândurile geniale și în rândurile inepte a fost onest, a fost el până la capăt. El și doar el. Și de -a spun că este demagogia celor care s-au au luat în asta și au spus, uite, zice Eminescu, trebuie să facem nu știu ce evreilor sau mai știu eu cui. Uh, uh, dar am spus că este tragic pentru că acolo e, cum să spun, e cu bucată din carne de el. E, știi, la Carageale e, e de la mie, de la Ploiești. Noi ăștia la Ploiești, uneori avem așa, să spun, un fel de larghețe în a trata lucrurile. Relativizăm ușor și imediat ironizăm. Bășcălia e instituția noastră. La Emescu nu, nu e, Emescu nu e așa. Și atunci, de aia spun că e așa. Uh, și cred foarte tare că. Iar de ce pe mi Mie mi se pare, eu sunt un mare admirator al PPC, eu sunt un mare admirator al conservatorilor. Eu sunt foarte supărat pe istoria noastră în disputa între conservatori și liberali au pierdut conservatorii. Uh, și vorbesc de înainte de primul război mondial. Acum am explicat și eu unele explicații de ce s-a întâmplat așa și de ce, până la urmă, victoria liberalilor a fost, uh, merge până astăzi, fiindcă prestigiu extraordinar al brandului liberal este real în România aproape nu contează cine îl poartă, dar e o dovadă a prestigiului brandului. Sunt foarte mulți oameni atașați de ideea de liberalism de cuvântul liberal. Asta înseamnă că liberalii au pierdut. Când spui conservator, e ceva rău. Începi să te gândești la fel de fel de prostii. Pro, aia, a, progresiștii să gândesc la noi că suntem niște că vrem în evu-mediu. Lasă că ei nu știu ce era evul mediu Că vrem înapoi în grote ăștia care știu politică să gândesc la noi conservatorii că suntem cu securistul ăla, ca așa, așa. În fine, dar când spui sunt, deci când spui sunt conservator trebuie să te explici imediat ca să te așezi. Când spui sunt liberal, bă, toată lumea s-a relaxat, ești în regulă, e bine. Și eu sufăr enorm pentru că, știi, m-am gândit la asta odată. doamne, totuși, în, în, în bătălia de opinie publică, să spun, conservatorii au avut de partea lor cele mai puternice condee în presa uh, de final de secol XIX, pe Eminescu și pe Caragiale. Liberalii aveau de partea lor niște condee, după gustul meu, cam exaltate, cam cum sunt ăștia de pe la USR azi, adică activiști de ăștia de gen. Ah, am, am spus că nu spunem, îmi cer scuze... Că a spus că nu, nu spunem Deci cum sunt progresiștii astăzi un pic a inflamați așa. Doamne, cum au pierdut doamne bătălia de presă Eminescu și Carageale în fața Rosetti și ei la alții care erau un fel de apucați așa. Nu pot să-mi explic, dar uite că s-a întâmplat. Știi? Rezonez. În ceea ce privește conservatorismul tău Așa și ca să închei cu Pepe Car, de asemenea îmi place, și zicea, el are un program politic care dovedește un tip de cunoaștere al realității sociale și economice a României timpului lui, pot să spui că din cauza asta nu mai aplicabil azi. <gângh> Corect. Probabil un program politic, un program poetic nu este, nu sunt cele 10 porunci să ții langa cu el până la sfârșitul lumii. E un program politic, e pe... Dar programul la politic dovedește un tip de luciditate și de responsabilitate față de România și față de poporul român și față de ceea ce el considera că înseamnă, să spun, esența poporului român, care pe mine m-a cucerit. Și eu cred că Pepe Carp este unul dintre cei mai, unul dintre patrioții exemplari. Ar trebui odată să facem distinția asta între patrioții exemplari, că am avut și de ăștia, și... Demagogii și. da dacă facem asta, dragă Florentin, va trebui să dăm nume, și noi am convenit că nu dăm nume. Put, put, putem, putem să dăm și nume. Da, Sever, pe final, ținând seama de lista propriilor preferințe, mm -hmm. aș vrea să închidem cu câteva vorbe despre două subiecte ce. Păreau pe agenda, uhum. cultura și justiția. Într-un text de altul spuneai: E foarte amărât că, în materia consumului de cultură, suntem de departe ultimii în Europa. Asta e un argument pentru chestia cu de ce să nu ne conducem singuri. Puntre care, deci, de asta. De asemenea, în același text spui că suntem o societate complet dezinteresată de cultură. Uhum. Și dacă e, și analizezi în textul tău, nu o să-l citesc pe tot. Care ar fi cauzele? Identifici două potențiale cauze care uh, sunt uh, indicate nu neapărat de tine, ci faci un inventar al, al acestor cauze. Prima, devină, sunt oameni de cultură că nu-și formează publicul și lasă poporul în pace. Asta ar fi o potențială cauză. O uh, a doua, zici tu... Totuși, ne lipsește publicul pentru a fi o cultură cât de cât decentă în ansamblul culturilor europene. Mm -hmm. Și, de asemenea, într-un alt text, uh, face aluzie la o analiză a lui Horia Patapievici, uh, celebrul eseu, De ce nu avem o piață a ideilor, exact. uh, în care își demonstrează convingător tezele, zici tu, pe mine unul m-a convins. Și. Te citez în continuare, la un moment dat, Horia Patapievici spune că unul dintre defectele structurale care fac piața de idei românească nefuncțională este culturalismul, uh -huh. adică o anume predilecție a publicului de cultură spre cultura generală și nu spre cultura de specialitate. Ceea ce a făcut ca, pe de o parte, mulți oameni cu excelent potențial într-o specialitate să fie nevoiți să se consume producând în apele incerte. Și deloc adânci ale culturii generale, și pe de altă parte, să fie preferat un anume diletantism, un lăutărism în sensul bun al cuvântului, sensul de improvizație reușită, adevăratei specializări. Da, asta spune el, asta, asta spune, spune boletă, el, da? Exact. Uh, trăgând o linie după aceste premise, până la urmă, care este cauza uh, pentru care tu îți întemezi concluzia tranșantă? Pe care nu o contest de altfel, că suntem uh, o societate complet dezinteresată de cultură. De cultură, da, da. Pe, oh, oh. Uh, uh, nu uita că eu vin din iarbă ca să zic așa. Eu conduc de 8 ani o revistă de cultură și știu bine piața ca să zic așa, așa că vorbesc din experiență directă. Uh, în al doilea rând, sigur că nu numai experiența mea nemijlocită spune asta, sunt cifre, sunt statistici. E uimitor să constați că o țară, cât suntem noi, 19 milioane, sau nu mai știu cât suntem acum, uh, uh, citește în termeni absolut, atenție, nu, nu în termeni relativ, deci nu procentual, citește mai puțin decât o țară, să spun cum e Ungaria, cât sunt acolo, 8-10 milioane. 8 milioane și mult mai puțin decât o țară precum, să zic, Norvegia, unde sunt vreo 9 milioane tot cam așa. Uh, trebuie să spun, am avut scuze la un mă, moment dat... mă că te întrerup, am citit și statistici care ne plasează inclusiv în urma Sloveniei A, la consumul de consumă, carte... În, în termeni absoluți, adică asta e uimitor. Înțelegi? Da, adică da. țări mici, cu, cu populație jumătate sau o treime din populația noastră, citesc în termen mai multe cărți decât citim noi. În tot păi, asta, asta tomat, vreau să da? spun. Slovenia are 2 milioane. 2 milioane. milioane. Da. E, deci, astea sunt lucruri. Să Să-ți dau și eu un exemplu. S-a întâmplat, am luat un, dat un contact cu o revistă norvegiană care e un fel de omolog al dilemei. Adică, cam pe acolo se cam seamă, cam seamănă, în fine. Tot săptămânal, tot prin tot cam, cam ca noi fac ei un pic alte lucruri, dar în esență e același lucru vreau să spun ceva. Eu nu vreau să spun uh, rușinea uh, dimensiunii pieței noastre, dar ce vreau să spun este că revista respectivă uh, vinde de, de, în print, în print vorbesc, de 20 de ori mai mult decât dilema veche, care vinde mă laud cel mai mult din, dintre toate revistele culturale, cel puțin cele, să zic așa, independente, că alea de la finanțate de stat sunt altceva. Uh, și vinde de 20 de ori mai în condițiile în care ei sunt o populație jumătate decât noi. Publicistică, culturală. Astea sunt uh, lucruri, fapte clare. Bun. Ce este trist în, în, această, în, această, situație este ipocrizia acestui mare public, Uh, și anume aceea că dacă întreb pe oameni dacă cultura e importantă îți vă spune că da dacă întreb pe oameni ce trebuie făcut în țara asta îți să spune imediat, îmi asigur după sănătate și domne educație, educație, educație e foarte importantă educația foarte importantă educația dar în același timp produsele nu vorbesc că poate să nu-ți placă dilema poate să-ți placă altă revistă Poate să nu-ți placă TVR cultural. Eu personal, nu, mi nu prea îmi place deloc, în fine. Poate să nu-ți placă dar e un produs cultural sunt și alte. Dacă te uiți la toată oferta de produse culturale de tot tipul și adun publicul constați că de fapt publicul român este ipocrit când spunem pasă de cultură vreau cultură trebuie cultură ne trebuie cultură fiindcă după ce spune asta întoarce spatele culturii. Um, de ce se întâmplă asta, bun, e o altă discuție. Am și eu explicațiile mele, nu știu dacă sunt chiar bune, dar astea sunt. Însă eu mai cred ceva. Eu cred că lucrul ăsta și acest tip de atitudine, de, de dezinteres total, este adesea pus în sarcina, cum spun și eu în prima explicație, pus în sarcina creatorilor de cultură. Și spune așa, omul zice așa vrei, vrei cultură? A, da, vreau cultură, eu mie îmi place. Că sunt cultură. Bun. Și de ce nu ei? Păi e de vină omul care face cultură, că nu mă atrage. Dumnezeu, această chestie înseamnă că, dacă răspunde cineva așa, înseamnă că nu înțelege nimic din ce înseamnă cultură. Cultura este o experiență către care vii. Sigur că ea ți se oferă, ea e acolo, ea mai nou, cel puțin ultimele ultimile decenii. În marile culturi încearcă să ți se livreze în formule cât mai confortabile, cât mai ușor de înțeles, cât mai uh, agreabile să spun, cât mai convingătoare de aceea. Dar întotdeauna, întotdeauna este momentul în care tu faci pasul către. Nimeni nu poate să-ți bage cultură în cap când tu mergi pe stradă și te gândești la altceva și treci pe lângă o librărie și n-ai măcar curiozitatea să intri odată la două, trei luni, vezi măcar ce a mai apărut nou. Dacă tu n-ai minima asta cu te nimeni nu-ți poate băga în cap. Ce vreau să spun este că reproșez publicului din România aici, aici trebuie să mă gândesc dacă opinie publice sau poporului, că am făcut distinția, nu mă mai gândesc, dar în orice caz, reproșez publicului din România faptul că nu face acest pas către cultură. Eu vreau să văd întâi că se face acest pas, că oamenii ăștia vin către cultură și după aia că încep să mă judece. Și ce mi se întâmplă mie? Mie mi se întâmplă să mă cu oameni care spun, a, dilema vechi, lumea știe în general cam ce e dilema, Andrei Pleșu, nu știu ce, au, au ei așa repere general. Și zice, a, zice, nu, nu mai citești dilema, zice, am citit, am citit, am, dar nu mai îmi place. De ce nu se mai place? Zice, sunt unii acolo care scriu care... Cine nu-ți place? Îți dai că la n-a citit niciodată. Ca să nu spun că sunt oameni care spun, vai dilema, îmi place dilema dar nu mai pot. Serios? De ce? da? Până la dumneavoastră scrie cu tare la ăla n-a scris niciodată la dilema. Bun. Deci ce vreau să spun este că acest gen de ipocrizie de fapt dovedește că oamenii că inap dovedește inapetența lipsa de apetit a, oameni, a românilor pentru cultură. Și eu nu cred și mă opun categoric și mă, mă intru în polemică cu oricine îmi spune că asta e din vina creatorilor de cultură. Care atenție, astăzi, după opinia mea, sunt ca nivel general mult sub ce erau acum două generații sau trei generații sau cinci generații. Eu nu cred că noi astăzi producem în planul culturii, așa zis, cum să spun, cum zice culturii generale, în culturi de specialitate, nu știu, poate că avem. Dar nu cred că noi producem în planul culturii sau în arte de pildă, unde să zic că sunt un pic informat, ceva mai bun decât se producea acum, nu știu, două generații sau trei generații. Dar ce vreau să spun este că nici măcar pentru asta public nu e și prin urmare refuz categoric, spun categoric judecata pentru că ea vine din partea unor oameni pe care de fapt nu interesează. Și cel mai rău lucru pe lumea asta este să judeci lucruri care nu te interesează. Fii onest și spune, nu mă interesează. Sever, din uh, ta, am dau seama că fiecare din subiectele pe care le-am pus eu pe agenda de astăzi merită el însuși două ceasuri de dezbateri. Așa că ne prinde dimineața, dar n-aș nu, nu, -aș închide, închide dialogul nostru fără uh, o, o ultimă provocare. Legată de un text de-al tău, pentru că totuși suntem amândoi juriști uh -huh. și într-unul din textele tale, cât despre... scuze, am, am, am sărit prea, prea abrupt... Da, e un subiect care merită o analiză aprofundată. Da, absolut. Da, noi, noi cu toții clamăm lipsa de atenție pentru cultură, lipsa de buget Dar pentru cultură. Da, nu dăm atenție. Lipsa, da, da, e, 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 e interesant. Asta e. Revin puțin la, la textul la care, de care spuneam, sever fiind foarte sever din nou cu corpul juriștilor. Și spui într-un articol de-al tău publicat în Dilema Veche că, la noi, corpul juriștilor profesioniști pare preocupat în primul rând de sine însuși. Uh -huh. Rar corp profesional mai narcisic în această România noastră. Uh -huh. Esențiale sunt salariile, pensiile, vechimea, independența, condițiile de muncă, apărarea onoarei, alegerile la CSM, tot ceea ce ține de ei. Și, trec peste un paragraf, spui mai departe, suntem anchilozați în birocrație, secretomanie și absurd. Poate că n-ar fi rău să-i rugăm pe magistrații noștri, fără să ne treacă prin cap să ne atingem de onoarea lor, să se mai gândească și la datoria lor de a proteja interesul public și interesul privat, desigur în măsura în care sunt legitime și legale. Uh -huh. Da, cred nu asta. se pare prea sever diagnosticul nu, nu, nu. Prir, la. la... Pentru că, de ce te întreb? Pentru nu. că știu, eu nu sunt magistrat. Știu. Suntem amândoi juriști. Dar pe mine mă deranjează prejudecățile din spațiul public care uh, vin să, 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 să a azvârle profesia de magistrat sau prestigiul profesiei de magistrat undeva la periferie, plecând de la premisa că magistrații sunt interesați exclusiv de binele lor personale. Da. Eu cred asta. Mă tem că nu e chiar așa Nu, stăți, am spus exclusiv. am spus în primul rând În primul rând, da În primul rând, da. Sunt interesat și de calitatea muncii știu, ce, dar în al doilea rând În primul rând E vorba despre uh, Pensioară, despre Un an să se pună trei Uh, despre ce vorbesc da, despre cine vine șef unde, cum ne alegem în aia, cum punem pe acolo cum, uh, bon. eu scuze-mă asta, asta, eu nu spun, e foarte bine uh, evident că trebuie să, să, să ne gândim, evident că ei trebuie să se gândească la asta, dar ce mă deranjează este că din suma deciziilor inclusiv decizii de în altă curte, decizii de curte constituțională, dar și decizii de speță, adesea, se vede limpede, limpede, această, acest sentiment de protejare a castei, a grupului, ceea ce este firesc. Vreau să spun asta, e natural. Asta ne duce cu gândul, să spun un lucru, nu vreau să dau nume, am discutat chestia asta cu un judecător de la înalta curte, care se întâmplă să fiu amic și se întâmplă în multe chestiuni să cădem de acord, de-aia am ajuns să ne spunem mai mult. Să știi că și el avea sentimentul ăsta. Deci ideea e următoarea. Este că precizez judecător sau judecătoare, nu vreau să... Da? Deci, ce vreau să spun? Vreau să spun că mie mi se are că tot clamăm asta cu, cum mi spune, cu conflict de interese, trebuie să fii independent. Mie de pildă mi se are foarte firesc ca politica de salarizare și de pensionare a magistraților să nu fie niciodată în mâna magistraților. Mie, mie mi se pare absurd că asociații de magistrați dau în judecată statul în fața unor judecători în legătură cu drepturile lor. Așa e pe lege. Sunt îndreptuit să o fac. Da, totuși, nu -ți sună. Suntem juriști, nu, -ți sună, nu sună un pic bizar, mă stai mă puțin. Adică. Și ce soluție avea? Nu știu. Dar trebuie să ne gândim la asta. Nu știu nici cum e în exterior, dar mie mi se pare de un absurd total. Mie mi se pare de pildă că e normal, dacă tot vorbim despre separația puterilor, să nu uităm că ele. Înainte de a fi egale, că pe noi ne preocupam acum ca puterile să fie egale, să nu încalece cale, una pe alta, ceea ce e corect, ele totuși trebuie să rămână separate. Ori, după părerea mea, administrarea bugetului, politicile de salarizare, politicile de pezie, sunt ale executivului. Punct. Punct. Nu sunt ale magistraților. Da, sever, iartă-mă că te întrerup. Orice act al executivului. Da. Absolut orice. Da, nu e în regulă. Dacă, nu nu a, o, trebuie să fie. Să, nu, există și excepții. Există, există, dar, puteva, există și excepții. Există da. excepții, scuze pentru, pentru da, lipsa de rigoare. Însă, uh, uh, statutul magistraților, inclusiv politicile de salarizare ale magistraților, sunt acte care su, sunt rezultatul unor acte cenzurabile pe calea. Acțiunilor în justiție. Până la urmă, cine vrei să judece asemenea? Nu știu, asemenea, da, asemenea nu știu dar tu, tu de pleci e absurd. La iartă Iată, o secundă, termin imediat. Tu pleci de la prezumția că magistratul care va soluționa o cerere pusă pe masa lui de un coleg magistrat va fi, în mod certamente, absolut prezumția absolută, va fi părtinitor. Nu. Eu spun că e părtinitor, fiindcă el judecă pensia lui și salariul lui. Asta spun că e părtinitor. Și aici, aici. Băi, e omenește încă o dată, e, e firesc, da? E, așa e. E noi pentru noi. Bun. Ce este trist și ce este deranjant este că niciun alt corp profesional nu are această putere. Vorbesc dintre cei de bugetari, vorbesc acum. Dacă așa, sigur, la tine afirmă tot stabile salarii, ok. Dar nu, nimeni, niciun corp bugetar nu are. Ceferiștii nu pot să stabilească ei singuri salariile. Uh, nu, acolo sunt niște legi, te duci la Parlament, te duci la judecător, judecătorul acolo imparțial, că e salariul ceferistului versus salariul ăla, vedem da, când e. Dacă e. Înțelegi? Asta mi se pare absurd. Și uh, din cauza asta am sentimentul, încă o dată, n-am soluții. Că dacă aveam, eram un legiuitor, eram și eu, bă, bă, nu știu, Solon și știam să fac legi. Dar, uh, mie mi se pare că trebuie să recunoaștem că asta e o problemă reală. Și mi se pare că da, există, repet, există, e, 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 e un narcisism uh, profesional. Faptul că eu văd continuu, continuu la televizor. Ce mă interesează pe mine alegerile de la ce Pe mine, om, um, înțelegi, om um, obișnuit. Chiar și pe tine ca avocat. Uh, și eu sunt ești în profesie și eu sunt uh, suspendat, da? Dar chiar și pe tine ca avocat. Și te interesează pe tine cine să alege în CSM? N-ar trebui să te intereseze chestia asta. Dar vrei să afli. Ți se spune, vrei să afli, începi și tu să te gândești. Aha, ăla cu tare, da, și așa vă discută presa. Au devenit ei pentru ei subiectul nostru. Ori nu e normal asta. Rostul magistratului, și aici includ și judecători și procuror, da, magistrat în sensul ăsta, da? rostul magistratului este să protejeze interesele publice și interesele private. Atât, atât. Ei protejează întâi ale lor, întâi ale lor și după aia mai vede cu. Deci eu spun, în primul rând, neexclusiv. Da, sunt în, într-un care dezacord. Cred că, da, fără a contesta că există uscături și în, în corpul profesional al magistraților, cred că există un risc că tot plecărăm. Dar uite, de uite, la, uite, de la... uite te cum își fac pensie. În momentul în care se aude că vine o lege care mărește uh, durata de, uh, cum se cheamă perioada activă, nu? Sau care reșalonează niște pensii, nu știu ce. Pac! 50 de dosare de pensie imediat. Pac! Aia toți devin avocați după aia, că să te pensionezi la 50 de ani e... Bon. Ok. E, ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun, sper, să știi că spre Bucuria lui am cunoscut un domn, procuror în parchetul general, care are 60 și ceva de ani și când mi-a spus că cum nu e la 60 de ani? Și a spus, da domnule, vreau să ies la 65. Și ăia toți în jurul meu sunt, sunt 20 de ani, să se uită la mine ca un nebun. Nu domnule, eu rămân până la sfârșit îmi fac la... E, ce vreau să spun este că și mie mi se spune așa, bă, dar tu ai face? Dom'le, poate că da, poate că dacă aș fi magistrat, la fel mi-aș planifica și o viață. Venituri, aia, pensie, tot aranjăm, nu știu ce, fac, mă duc, e legal, e perfect, corect, nu e nicio problemă cu, din punctul ăsta de vedere, aș face -o. Poate că da. Dar nu e vorba despre mine aici, e vorba despre această situație cu acest corp în această țară și mie mi se pare că e prea narcisic. Asta e ce i reprezintă. Prea e despre el să uită în oglindă și el cu el e problema. Repet, într-un dezacord cu poziția ta. Okay, da, pentru da. că noi plecăm dezbaterea noastră de la riscul al unecării după Fente. Și în acest caz există un risc al alunecării după Fente, susținută de zgomotul din presa achtiată după senzațional și după. Uh, identificarea unui țap ispășitor. Țapul ispășitor Spate. este corpul magistraților. Repet, fără a contesta păcatele care sunt în zonă. E, da, dar, și dar, știi dar, bine de păcate da, din zonă. Da, evident. Uh, acum, ca să închidem, uh, Sever, te-am da. te auzit, uh, ești fermecător în discurs. E. Ba da, e adevărat. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu tine. E e Scos cei mai buni din mine. Mulțumesc. E adevărat. Acum îmi vine în minte, eu ți-am citit foarte mult în, în pregătirea dialogului nostru, din, și, acum când vorbeai despre regimul comunist îmi de o povestioare de atac când erai tu la, în eraitul la te plimbai printre corturi la Mamaia Nord și <laughs> căutai joaca cu niște est germani Fără și te vis. fascina uh, um, descoperirea lor da, și povești da, din da. viața de uh, dar una, una mă, mă provoacă să ți să, să uh, lansez ultima întrebare. Da, te rog. Am uh, aflat și cum ai dat până la urmă la drept? Da. Între, <laughs> între medicină și teatru, actorie teatru, teatru, teatru. ai ales dreptul? Da, așa a fost. Acum, regreți că nu ești la Teatrul Național Toma Caragiu? Ah! Domne, astea sunt visuri cu care cum să spun cu care mergi o viață. Uh, și ne-am întâlnit la brigadă. Bun, și tu probabil că ai avut visul ăsta, te-ai dorit, te-ai gândit, te -ai foarte mulți, eu spuneam în textora, foarte mulți în facultatea de drept, ce țin când eram eu acolo, gândeam noi acolo, erau așa, adică își doriseră să fie artiști, scriitori, cântăreți, actori, regizori, era dorința asta. Nu, evident că nu pot să spun că regret. Nu-mi pare rău, aș fi putut să fiu mai bine, da, ce pot să spun acum cu certitudine. Uh, știind și mai multe despre actori, actorie, teatru, pentru mine a rămas o pasiune, uh, n-aș fi fost un actor bun. Aș fi fost un actor mediocru, probabil printre cei care astăzi ar fi fost încântați că aveau și ei un contract de muncă la un teatru undeva, poate la, cu tot respectul, la turda sau la uh, uh, mai știu eu pe unde. Uh, și probabil că aș fi fost frustrat că eu probabil aș fi crezut că sunt genial deși nu sunt și nu mi se dau roluri și uite că n-am noroc în viață deci tipul ăsta de traseu astăzi mi se pare mult mai plauzibil dacă eu atunci aș fi reușit să intru la facultatea de actor pentru că îmi dau seama că nu am fizic, mental, în fine, într însușiri ca să fiu un actor așa cum aș fi vrut să fiu. Deci așa asta mă împiedică să spun că regret. În orice caz, îmi permit să te contrazic și în legătură cu Ei. acest ultim subiect. Cred că în tine eșa de un, un actor insuficient de, de potențat, de scos în față, <laughs> Deși se întrezărește așa una, un anumit fel de, a, de, de expresie pe alocul actoricească, o reală plăcere să te am partener de dialog și regretul că n-am putut epuiza toate subiectele pe care le aveam pe agenda sau pe alea pe care le-am le atacat, am făcut o oarecum superficial. De aici și uh, uh, trebuie să smulg uh, promisiunea că ne vom revedea. Mi-a mi făcut mare plăcere să stăm de vorbă. Uh, cum zic, uh, ai scos din mine lucruri foarte bune, dacă aș fi fost singur în fața oglinzii, nu, nu le-aș fi putut livra. Uh, cu mare plăcere revin Uh, îți mulțumesc mult și te felicit pentru podcast, pentru ce faci îți doresc în continuare succes, sper ca și această întâlnire a noastră să se înscrie cumva în și ăsta uh, uh, crescător al tău, fiindcă aflu că de la ediție la ediție crește în audiență și în relevanță și chiar meriți și mă bucur, uh, așa că nu pot decât să sper că ne vom revedea Mulțumesc revede foarte mult pe curând! Mersi Drag. foarte mult! Mai bine.